from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust. And I'm afraid that I'ma fuck it up. Lato pa epizodon. Da, și de un râu în păduri aici. O cap. Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou, Leivulean. Sunt aici alături de prietenii mei, Ovidiu, Ionuț, sunt aici pe Discord. Cum avem... Salut. Salut. Noi ne-am făcut prezența înaintea ta, oricum am vorbit pe acest auzit pe live. Am văzut. Am auzit de fapt, n-am văzut. Nu ne-ai pus pe mut și pe noi ce să facem. să văd mânurile. Noi nimic. După... Cum avem tot liber și astăzi și ieri am avut liber, am zis că am stat călare pe moduri, am creat, am descreat, am stricat, am reparat și am să mai fac un live. Uleam, cine știe când mai prind să mai fac un live cu farming. De acum începe munca în masă și nu prea o să mai avem timp de live-uri. Dar trebuie mai jucăm puțin pe hartă, să mai stăm de povești cu Ionuț pe aici, punea o video cu una cu alta. Vreau să vă arăt și ultimele creații ale lui Ovidiu de astăzi, foarte frumoase, niște moduri foarte mici, care o să le și probăm, o să ne și jucăm puțin cu ele. Le am eu pregătite deja aici în bază, acolo în thumbnail se vede un mic utilaj așa. Restul acolo în shop, pe restul încă nu le arătăm, le arătăm mai pe parcursul live-ului. Link la Discord în descriere, vă așteptăm și pe Discord acolo, dacă vreți, sunteți bineveniți. Să vă comportați frumos, să vorbiți frumos, că dacă nu, băieți, pun cușca pe voi. Ia să schimbăm frumos aici scena, pam, și să ne băgăm direct pe cărtuleană. Bun. Am pregătit deja aici utilajul clasul pentru a recolta rapița care am semănat-o alaltă ieri, pe live-ul de alaltă ieri. Și am zis că dacă tot am făcut-o pe live, hai să o și recoltez-o pe live. Mamă, ce direcție are să duce doamna combina. Așa. Lăsăm ăsta frumos. Hop. Încep să recoltez terenul ăsta prima dată. Lăsăm după... O punem din nou pe transporter. Header-ul punem din nou pe transporter. Să-l transportăm pe remorca lui, că nu se pot să merg fără... Acum, dacă pot eu să mă încadrez, să o iau de aici. Pincioacă. O să lovesc în stâlpul ăsta mereu. Acum. Hai că nu a văzut nimeni că am trecut prin gard. Nu s-a văzut că am trecut prin gard. No. Dar nici n-am spus. Nici n-am spus că am trecut prin plasa de gard. A fost vecinul ce a ferit-o, lasă. E de al tău, a?
Da, a fost și o periplă asta de gar, nu-i nimic. Și așa trebuie schimbată, că e veche. Hai să las... Primarul. Exact. De fapt, stai că nu mai leg asta după... Nu mai leg după mine, o las direct aici cu mâna. Așa frumos, bam. Să nu mă mai încurce. Încurce! Ce, da, încurce. Ce? Dăm cu header-ul. Vai, ce frumos să trăiești de la interior combina asta, cam mare viteză, 20 la oră, dar are viteza asta ca să termin mai să termin mai repede teren. Nu știu de ce s-o semănat fix pe, până lângă gardă am semănat și eu. Cred că o să trebuiască să vopsesc terenul ăsta puțin. Să-l dau așa frumos să fac cu iarbă pe lângă, pe acolo, să nu mă mai bag până în gard cu header-ul, că mereu agăț în gard. Adică dacă aș merge cu 10 la oră, cum se merge de fapt și de drept cu combina, nu cred că aș mai agăța în el, că aș merge ca lumea, la 20 la oră, rup rândurile, tată. Rup rândurile. 12%, cred că o să scot ceva, ceva rapiță. Mai fac și eu niște... niște euros. Câta frumusețe să trăiești aici lângă fermă și aici sus în sat. O plăcere nemaipomenită. Și așa de la interior. Cum vreau să zic că e bouz că n-am activat paiele. A de unde? Că asta rapiță, dar nu-s de paie. O să lasă doar bețele alea în sus. Ridicate așa ca pe arici. Nu-s dă niciun pai. Este modul ăla care dă la dă paie. La orice, nu? Da, la porumb, toia. Lasă braz. La modul la asta merge. La asta ar merge, hai, da. Hai că la asta merge, că e produs, da. Dar la porumb, lasă... Lasă, ar fi frumos dacă ar fi, uite, chiar o chestie ca lumea dacă o băga un farming, să fi lăsat, cum lasă... tocătoare. 17 era. Adică lasă pleava aia de la porumb și după aia o poți îmbalota sau o poți strânge cu remorca. Păi da, mă, sunt baloți. Sunt baloți în viața reală. Păi sunt, păi știu, dar aici la noi, în zona aici unde sunt eu, se strânge cu remorca de iarbă. Păi îi se schimbă cuțitele. O pun la fermentat, normal. Îi se schimbă cuțitele la remorcă ca să nu mai tochează cum tochează iarba, cum o mărunțește, îi se pune niște cuțite mai mari și mai rare. Bam, 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 o bag așa bucăți, mai jumătate întreagă și cum ai zis tu, o strânge acolo, o bagă la fermentat, dacă nu o face balos pe toată. Balotează? M-ar trebui să fie uscată să o facă balos, dacă nu se încălzesc baloții, că na, aia fermentează, porumbul fermentează. Trebuie să fie super uscată ca să o facă baloți. Și toate produsele de aici din zona noastră se duc direct în Arabia Saudită. Au contract cu... Unde? În Arabia Saudită. Știi că Albert lucrează pe tractor, la firmă din asta, el. Și acolo unde le duce la fabrică, direct le îmbalotează, tratează pentru Arabia Saudită, tot. Depinde de firmă ce contract are, cu cine... Nu, doar cu Arabia au contract ăștia de aici. Cu Arabia trimite tot. Lucerna, baiele, tot. Bă, nimic, nu, ăștia nu lasă nimic, nici cocenii la porumb, nimic, absolut nimic, tot, îl fac baloți, îl usucă, îl duce acolo la fabrică, îl usucă. Mă intra cineva? Bună seara, băieți! Salut! Ce faceți? Uite aici, stăm de povești. Salut, Pecate, salut! Băieții stau de povești cu mine, pun la Ivoleanu, așa. Astăzi am avut... Spor la joc! Mersi, astăzi am avut liber toți și ieri, și sâmbătă, și duminică. Eu ieri n-am avut liber, doar azi. Da, lasă-te.
Nu poți să muncești că ești tânăr. Poți să muncești că ești tânăr. Păi lasă-i pe ăștia, să mai stea ăștia bătrâni. Cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi Ovidiu? Atât. De exemplu, da. De exemplu, cum ar fi Ovidiu, el se mai odihnească. Mai muncim noi, lasă. Deci, trebuie să-i plătească cineva pensia și lui, nu? Da, clar. Ovidiu. Zic ceva. Păi ce să zic? E, mă, să-mi plătească pensia. Are ce cine? Păi ce, dacă nu mai muncim noi ăștia tineri, clasa muncitoare, cine să-ți plătească ție pensia? Să duci și clasa muncitoare, știu, dar mai rămas câțiva. Problema e că... La clasa, la berii, nu la... Nu e de pensie, problema e că până la pensie statul ăsta mizerabil dacă ne mai dă. Asta e partea a doua. Da, dar tu muncești pentru ea, știi? Păi, practic, asta e ideea, că niciodată când aud ideea asta nu există, că... Și că, cum spune... Cum cheam noi, că să-mi plătească pensia, nu? Dar eu plătesc pensia, dar eu știu ce la urmă. De pup, bine ai venit pe live. Ai ideea, să vedem dacă ne-o dă Bulangiche, că noi ne-am plătit tot. Bă, ar trebui să o dea, cum o dat-o și la alții. Ma, da, bine. Da. Dacă nu... ei întreba pe săraci oameni cât au muncit și cât primesc, știi ce zic? Deja e partea a doua, că e o mizerie totală. Normal și de drept, pensia doar nu trebuie să fie o bază în ea, e doar să te menții. Da, bă, dar dacă ești bătrân și chiar nu mai poți... Te-am înțeles. România, exemplu, e foarte greu pentru că n-au avut și salariile care le-au avut, ci... Înțeleg și pensia care era. Dacă ai acolo totul, nu te-a pus la pensie să construiești, să faci mai știu eu ce știu eu, fiecare bani lor. Eu că nu încap pe poartă. Românul. Păi românul s-apucă, băi, construiești. S-apucă românul, băi! S-apucă, că la 80 de ani el... S-arăt? El încă mai arată că poate. La 80 de ani el vrea să-și facă piscină, își face spa. Vrea să-i cumpere pe mâini, băi. N-a făcut apa pe nimic și acum toată viața acum face toate. Acum vrea să le facă pe toate, exact. Aici o să trec prin... Aici o să trec prin gard un pic așa la vrăjeală, că nu se... Nu are coliziune gardul, trebuie să vopsesc. Trebuie să vopsesc neapărat zona asta de lângă fermă, deci gardul ăsta. Așa mă bag în el cu header-ul. E rup stilul. Mai e un pic în dat de emis. Ăla? Update. La ce? A, la update-ul cu forestry, cu pădurea. Da, aveți mă, după mă șucăm eu. Dacă mă trebuie mine, eu abia aștept. Eu la fiul, eu am cam o săptămână de când nu dorm. Am mai mâncat, stau numai la calculator, n-am luat țigări, aici stau. Băi, băiatule, mă uit la ceas, mă uit încolo, încoace. Băi, dar mai trebuie atât timpul ăsta, mă? Să stai pe un copac. Mai ales Ovidiu, atât de entuziasmat. Ia, de aseară ți-am stand, treci mâna culcare, nimic, domnule, aici stau. Nimic, aseară stăm pe scaun, azi ne-ați mai spus. Au zis că poate el de pre-order lui. Băi, azi poate să fac lui ăștia milă de mine. A, nu, că lui îi place forestul, n-ai ce să faci, că îi place, normal că așteaptă să iasă. Bă, îmi place, dar... O să fie frumos, eu n-am zis că nu, și utilajele acolo 3-4, dar... Trebuie să fie pe măsură. Am zis că nu merita, nu că nu merita, nu era asta ce are nevoie farming în momentul de față, DLC-ul ăla. Avea nevoie de 2-3 update-uri la texturi, la alte treburi. Auzi, asta vreau să zic eu, mă, dau mă, omule, când îi văd, sunt chiar mizerabil oameni ăștia. Ei vor noi, eu știu ce vor bani și proști suntem. Claro. Eu îi dădeam 20 de euro pe un pack de texturi. Pardon, proști sunt mulți, cum a zis eu, mulți. Nu suntem proști. E mulți, proști, e mulți, e mulți. E mulți, așa. Ideea e pe următor. Trebuia un sistem de irigație, o textură mai frumoasă. Zăpada asta când te uiți la ea încade niște steluțe, nu fulgul normal, e steluță. Un shader pack trebuia, nu... Corect, ala-i. Dădeam 20 de euro, da, ți-a meritat. Da. Să ții un shader corect. Pack frumos, să vezi. Și ce-mi trebuie mie forest, că a fost loc cu forest. E farming, un farming nu se face forest, forest e altă treabă. Bun. Agricultorul e agricultor, nu-ți poți fi mic, e pădurat, mai de la mama lui. Bă, adevărul da, ei au implementat chestia asta, na, cum ar fi... Opțională să faci niște bani. Joc, ca să fii mai atractiv, să ai dinamică, să ai recursuri acolo, să nu te plictisești, mă rog. Da, e normal. Dar nu vii tu cu DLC-ul chestiile astea, adică nu le admit, nu le înțeleg. Bun, pentru că au văzut că tot multă lume deja farming-ul l-a axat pe forestry, ca și cum ar fi un joc de forestry.
ce o ăștia, bă, dacă tot vor Forestry, hai să le dăm Forestry. Au făcut parteneria cu Volvo, e și banul, DLC-urile se vând. Hai. El interesează pe aia că vrem noi că vrem noi texturi frumoase la joc. Dar nu interesează, asta e ideea. Dar dacă era omul, înțelegi, și nu îmi băga în seamă. Asta e în urmă, nu am văzut că ai fost mai mereu de când fac live-uri, mai mereu ești pe aici. Te-am văzut, stai cu minte că stai acolo în umbră, dar ești filat. Cine e? Ești filat, un băiat, te urmărește mai demult. Ești filat acolo, opa. Opa, avem băiat care ne urmărește? Ia uite să vezi ce frumos încarcă în utilajul ăsta. Sunteți pe live? Ești de la FBI sau ce? Suntem urmăriți de la FBI. Bă, n-ai pe UTV-ul ăla, UTV-ul ăla mai dur. Atorul ăsta de pârâi intră așa un hal. Uite mă că intră frumos ăla. Dar l-ai probat pe ăla altul roșu, n-ai șmecher. Am probat. Îmi place? Dar nu le-am mai zis, ăla mic. Ăla mic, cu roșu. Mi-am pus poza pe Discord cu el. Nu cred că e asta de chestia. Ăla e ăla roșu, am pus poza pe Discord cu el. L-am probat și pe ăla, cu header, cu... are mai multe și de lapte și de apă. Nu ăla, o. A, ăla de la... se juca Ionuț cu el. Da, nu știu cum spune. Ăla nu l-am probat, ăla nu l-am probat încă. Gata, ăsta, a, nu s-o umplu, bă. 7 tone 500. Deci încape ceva în el. A, păi bun, stăm pe spate. 11 tone. Eu i-am mai luat pe remorcuță mică, zic, dacă nu-mi încape tot din combină. Și le făcea prima când băgă, i-a pus 11 tone și le făcea suspensii, zburau roze. Le arunca când sub remorcă, când înăuntru. De la greutate, da. Da. Suspensii, asta, presiuni la roz tot. Ce-au zice că iau în aer. Avea 500, parcă, sau o tonă, știa, nu știa, până în 2 tone avea cu totul, știi? Și el avea 300 și 600, nu știu, mare, 10 tone, cu el singur. Cu tot ăla ajutată, nu? Frumos, o frumusețe de asta. Când l-am văzut, am zis, mamă, trebuie să dau drumul la live să mă joc puțin cu el. Dacă nu-i mai fac o prezentare aparte, trebuie să mă joc puțin cu el. Măcar astăzi, cine știe când mai fac un live. Aș mai putea sfârșitul de săptămână, da? E atâta de lenie încât... cât nu fac. Ba mai modifici un mod, ba mai descarc, ba mai convertești, ba nu știu ce, trebuie să ai mâncat. Când văd în joc cu atâta posibilitate, mă gândeam să mergem o dată în România, dar parcă nu știu că ideile. Pe iarnă. Stau lângă Barcelona, în Lerida. E un oraș, nu e foarte mare, dar e măricel. E un oraș mai părăsit, zic eu, că sunt eu. Lerida se numește. A lui e mai părăsit, a mea e părăsit. Ovidiu stă acolo lângă mine și el tot la capitală stă. Suntem la 1000 de kilometri de Madrid. Aproape 1000. Frumos, frumos pe aici, mai venim. Mai venim, Ovidiu? Venim. Ah, da. Vendeamos. Serios. De ce, cunoști? Sau ai familie aici? Sau ai prieteni? Sau... o fi el pe aici. Sau poate ești tu aici, stai lângă mine aici și nici nu știm. Facem un video mare întâlnire cu abonații dacă stau pe aici până. Au, trebuie să fiu cu Ovidiu, că el e bodyguardul, guarda spalda. El mereu, cum să n-au de Girona? E lângă mine Girona, la o oră și ceva. E aici lângă mine Girona. Ai muncit acolo de atâtea ori în Girona. Dar, maoleu, la Girona am fost la... am avut lucrări la Girona de m-am plictisit. Tradui lui Ionuț, poate nu știu ce înseamnă. Guarda spalda, adică în caz, nu, băi. Da, în caz de bătaie stau în spate.
Așa, bravo, mulțumesc frumos. Hai că mai am nevoie de coarda spada dacă e. Mie nu mă sunt până la Zaraivă, da. A, păi ești la o oră. A, ești aproape acolo. Ești aproape aici de, de mine. Poate ne vedem într-o zi la plajă, mai știi? Cine știe pe unde ne poartă... Ne poartă vântul, valul ăsta de căldură. Vezi că aici e mai cald acum decât vara. A, păi ești de mult timp aici. De câte ani? 17 ani. De pe acolo cu mine. Ești deodată. Ai cât are Ovidiu. Eu nu, eu sunt de 6 și jumate. Aproape 7. Bun, iară nu pot să ies pe aici, iară trebuie să trec prin manevră prin gard. Dar ce-mi lasă să stau urmi în zăpadă, mă pare? Adică? Adică eu trec cu utilajul și eu nu lasă urmi în zăpada asta mizerabilă. Nu lasă. Zăpada sau utilajul în sine oare nu lasă? Utilajul se murdărește, dar zăpada nu se deformează. Bana, cine știi cum au pus-o ăștia lui? Sunt foarte deștepți ăștia. Asta știm cu toți. Nu, dar poate de ăla de făcut harta, nu știu să mă... Ba, de fapt nu-i faci nimic la zăpadă. N-ai treabă cu asta, n-ai nicio treabă cu urmele, ci tu lași urmele. Cu siguranță, uite și cu... Cum a fost cu... Cum a fost cu Ovidiu. Așa am fost și noi, ne-am întâlnit... Ne-am întâlnit pe Discord, am vorbit, am nu știu ce. După aia, mamă, tu unde stai acolo? Ovidiu stă la Saragossa, lângă mine. Nu ești tu tot acolo lângă mine, ești că nu ești departe, e cam aceiași kilometri. Numai că tu stai la plajă, la mare, Ovidiu stă la plajă, dar fără apă. Am dat-o urât în Saragossa, e. Nu avem apă. Bine că nici noi la Lerda nu avem mare, ce crezi? Avem două, avem un pârâu care trece pe aici și ăla e mai morții lui. Ai văzut? E ăla care trece cu geapa despre mine, spune că fac pipilic acolo și la tine. Atâta, și așa ne-am cunoscut și noi. Și am fost de ne-am întâlnit, faul. Așa au fugit Ovidiu când m-au văzut. Nu știa pe unde se ascunde, au zis, bă, fugiți! Fugiți că vine jihadul la Saragossa. Băgați copiii în casă, că ești jihadul. Băgați copiii în casă. Nu știa să mă ia în brațe, să mă pupăie, să îmi dea două palme, să mă trag în urechi. Nu știa, nu știa. E datul la apă, e la munte și eu sunt fix în mijloc, unde e mai mult cald, unde e cel mai cald și unde iarna e frică ca dracu și vara e caldă, nu ai aer. Fix la mijloc. Așa e celălalt pe ăla. Așa e, da. Da, acum mai sunt de rup iarna. Da, da, acum e super cald, anul trecut pe vremea asta era un frig și o ceață. Și aici, la fel, am zis și eu, uite urmele, mă încurc acum și urmele mele sunt pe sub teren, s-a păzut zăpada și a rămas pe drumuri. Acum e gen s-o nenorocit, ori vine un frig din ăla de nenorocește îndată peste 2-3, peste o săptămână, 2-3 zile, să vină un frig și o ceață din aia de să ne nenorocească pe toți, ori să țină așa toată iarna, pentru mine dacă ar ține așa toată iarna, ar fi GG. Ce mai trebuie atâta frig, atâta mers să te dai cu schiurile, atâta răcoare. A, să fie tare. A dat și unul like. Ostia? Primul, da. Primul, Ionuț mereu dă primul, bă. Am dat și comment. Și la video, da, și la clipuri, Ionuț. Fii atent, deci nici nu mă apuc să dau pe public, că mi-apare Ionuț. Salutare sau like, zic, mamă, Ionuț are notificările activate. Îmi place, da, are clopoțelul. L-am. Exact, cum s-a sucit lumea, s-a sucit și place să. Mințiți-o. Da, e ciudată treaba asta, cu timpul toată lumea spune că nu știu, din 1960 ceva au zis că nu a mai fost așa căldură în Spania. Iarna și vara asta au fost. Și încă e bine că s-au oprit, s-au gândit să facă ceva cu pandemia, cu acum cu motorina, să primul lumea mai puțin, ca altul fel în 2-3 ani. Ne duceam, ziceai că suntem pui la rotisor. Ne făceam, exact, dar cred că și asta cred că o să fie, asta cred că e încălzirea globală. Băi, asta e ce crezi, bă, dar dacă te oprești ușor, ușor, își mai revine, mai vegetație, mai putare, acolo. Vedeam, am văzut ziua trecută pe, nu știu unde am văzut, pe Instagram sau pe TikTok, poate, un clip din ăla, cu o stradă din București, asfaltată cu beton. Și pune acolo, bam, erau copaci acum 3 ani, line strada de copaci, erau la copaci, la umbră, 29 de grade. Acum, fără copaci, 47 de grade pe toată strada. E, da, logic, așa. Păi eu tăia copaci, la cine trebuie copaci, că trebuie să-i curățim în fiecare an, să le strângem frunzele. Hai să-i tăiem, să punem beton. Și cine muncește, mă, pe sotat?
Păi nu știu, că nu știu, ce dracu, în România tot stau la birou, nu mai muncește nimeni. Tot consilieri la primărie, ce dracu. Ne mutăm și noi atunci în România, dacă toți consilieri stau toți pe la primărie, pe scaune, ne ducem și noi, ne băgăm la primărie. Gata, nu? Tu vrei să mă dai jos din funcție. Păi ele, nu, arde-l pe primar. Luați o leacă, măsuri, că... Nu, aici nu pot să mă bag, nu, aici să facem, spun eu, am clienții mei, iar fac și în aia, cum spun eu. Protest, campanie, electorală. Campanie electorală, frumos, îl mint pe Ionuț, Ionuț, stai cu mine, șezi cu minte, stai cu mine. Îi dai bani să-ți aducă oamenii să te voteze. Bravo, bă, dar nu ești tu creier neauvit. Aoleu, ce-am... Bravo, mă, ce-ai? Nu ești tu creier după tastatură, ba, da? No, cine e Dumnezeu? Peste Dumnezeu, visul? Asta e partea a doua. Da, peste deci, mai este și partea întâi? Da, peste primar nu te baci, aia e partea întâia. Primarul e primar, adică... Primarul e primar. Știi când eram noi copii ce însemna să te facă primar, nu? La voi nu se făcea? Când zicea, hai să te fac primar? Ba da. Bă, ne juca lui de asta. Ionuț știe, vezi? La el se făcea. Ce era Ionuț? Hai să văd dacă se făcea ca la mine. Te tundea și îți dădea... Îți dădea pantalonii jos, hă? Așa, așa te făceau primar. Da, da, stai că la noi mai era, la noi mai era că mai erau unii care aveau șmoală. Da, râdea de tine. Da, și te dădea cu șmoală. Făcea primar, râdea pantalonii. Da, poți să mă întrebi, întreabă-mă, stai liniștit. Poți să mă întrebi, scrie acolo pe chat orice, atâta timp cât nu înjuri. Nu e nicio problemă, poți să ne adresezi ce întrebări vrei. Așa era când te făceau ăștia primar. Așa l-am făcut și noi primar pe video, ne? L-am dat cu smoală pe chelie. Că na, nu-i... ai unde să-l dai, pe el ai unde să-l dai cu smoală. Da, și după aia te-ai put în genunchi și ai început. Și după aia l-ai dat și pe buci. Hai, bă, trebuie cu mâinile de buci când ce treabă. Și l-am dat cu smoală de la unde norocea, l-am făcut primar. Că Dumnezeu ăsta ne-a... A, nu, nu, cu mine nu vorbești cu dumneavoastră nici. Eu am, îndată fac 24. Mersi de întrebare. Ionuț are 37 și Ovidiu are aproape 50. Nu glumesc, Ovidiu are 40. Și doi face îndată, auzi. 42. Nu trebuie să vorbești cu noi, cu dumneavoastră. Dacă spui dumneavoastră, o ia în nume de rău și eu nu... Bine, că eu nu sunt bătrân, nici Ovidiu de bătrân, dar ai spui dumneavoastră, deja îl faci mai... Ce primar? Nu! Peste primar. Îl faci deja președinte. CAP-ul. Și agrade după aia. Îl faci președinte de CAP-ul. Nu. O să vorbești cum vrei cu noi, stai liniștit. Atât timp cât nu ne înjuri, acceptăm oricum ne-ai spune. Bine. Să nu ne zici cum i-a spus copilul ăla. Bă. Eu mă gândesc tu, dacă ai 17 ani de cât ești în Spania, mă gândesc că ești mărișor. Ai câțiva ani. Ai câțiva ani peste mine, pare. Vede după cum vorbești, că na, ești plecat de ceva timp și ești mai cizelat. Bun, cât mai am aici? 3 tone și ceva. Aș putea să vin cu utilajul ăla direct aici. Îl las pe ăsta pornit. Eu cu cacearito ăsta mic. Și încarc în el. Și remorca, cred că i-am pus-o degeaba, e? Remorca asta cred că am luat-o degeaba, am luat mare țeacă cu ea. Auzi, bă, ce pârâie ăsta la deal. Pai, mamă. A, da, mai, păi eu sunt mic, par mai, poate după voce așa par mai bătrân sau... Bine, cu fața nu am văzut-o. Mai nimeni, fața mea. Stau ascund după cameră, nu vreau să-mi vadă nimeni fața. Dacă îmi las barbă, par mai bătrân. Comentii că dacă vedeți fața, fugiți. Auzi, al dreacu Ionuț. Numai dec Neovidiu, dacă zici el acum. A, 27, mulți înainte. A, păi ești, ai, ești de o vârstă cu sorme. Ai câțiva peste mine. Mamă, Ovidiu, dar cu 10 la oră încărcat cu 9 tone, mai nenorocit.
prin carte. Mai nenorocit cu caciaritul ăsta. 9 tone cu 10 la oră, trebuie să-i băgăm. N-are cum. Dar ce puteți zici tu? A întâi, a doua, eu. A, păi nu i-am... A, păi n-am schimbat, a făcut-o zgâtul, mă, mă, de utilaj. Dar mi-a rușit zic live, dar dă-te răcii. Chiar mă face așa... Bă, zic, cum? Doar mai înainte mergea tare, dar oare de ce nu schimbat automat? Că schimba automat, e pus pe automat. Până nu i-am dat eu a doua, i-am dat a doua, au sărit, s-au dus a doua, a treia, a patra și acum a 35 la oră. Bă, utilajul, mă, eu ce m-a speriat, cum dracu cu 10 la oră? Când a ajuns? Când ajung cu 10 la oră, exact, trebuia să stau vreo 2 săptămâni pe live. Dacă e super probat. E... Păi nu, că o forară că nu s-o schimba, știi, că normal ai văzut, la mine, bă, nu, spuse automat să se schimbe. Că mereu ne spun schimbător să schimb, nici nu-mi place adevărul să mă joc cu schimbătorul. Eu mă joc cu schimbătorul, fără ambreiaj frumos, pac, 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 acolo, bătrânește, românește. Păi, îți place de asta, eu nu mă enervează. Atâta că m-am jucat, nici pe Eurotrack m-am jucat cu schimbător, American Track, joc cu schimbător, atâta. Dar în rest și pe Eurotrack, jucam pe automat. Sau din padele, direct, pam, 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 pam. Dar oare să-i pun și pe spate? Pun și pe spate niște cereale, așa să am o greutate frumos și pe spate și pe față. Mă duc să vând. Pun să vând și să iau și eu banii, să-mi scot și eu pârleala. Op, cred că mai este în combine. Da. Nu știu eu cum e ceva în combină. Am ginit-o. A, bun, 100%. Mai este și în combină, are? 135 de litri. Aia ca și cum n-ar fi. Mamă, ce frumos. Mersi la fel. Îți urăm și noi mulți ani cu sănătate. La anul în august, când împlinești 28, să dai de băut. Te ține în minte, să știi. Chiar dacă poate nu mai suntem pe YouTube sau cine știe, o să te ține în minte că trebuie să venim la Gerona să dea cineva de băut. Să-ți scrii în calendar, da, domnul primar, să-ți faci timp. Ca să nu ai conferințe de presă și nebunii din asta. Nu fii ocupat, da? Nu zice nimic, domnul primar. O fi că nu-i place băutura la ăsta, Ionuț. Da, băi, tu-i place. O fi că nu-i place băutura la primar. Apa. Apa sfințită. Păi, Ioan. Mai aveam încredere în tine. Păi și ce, am zis să n-ai încredere, sau cum? Și că aveam, dar și cândva... Păi, am găsit pantalon în vinii. Erai consilierul lui. Eu am zis că apa nu-i bună nici în bocan. Și ce-am zis altceva? E udă. E rece, udă. Nu, apa nu e udă, te uzi tu. Ți-am dat acolo moderator cu albastru, să fii pe ceat. Cu albastru, că dacă ești spaniol de-a nostru, să te vede mai să ne sari în ochi. Am văzut că ești mereu pe live, de când fac live de mult timp, am văzut că erai mai mereu activ pe aici, dar când vreai scriai, când nu vreai nu scriai. Stăteai ascuns, cum ai ne urmărești de număr. Bine, că de multe ori nici n-ai ce să scrii, poate. Mai dat și rușinea oamenii câteodată. Ba, o rușine. Poate n-are chef, omul nu scrie, se pune acolo, dă-i să mă uită, văd ce face boul ăsta. Uită să vadă ce mai învârt și eu pe aici, cum mă chinui să fac și eu 2, 4, 7, 8 mii de euro să mai cumpăr un utilaj nou. Nu, mergea frumos o serie și pe harta asta, nu zic că nu, dar acum mă joc pe harta lui Ovidiu, pe Horia Mitoc. Care m-a nenorocit urcarea aia la deal cu baloții, mare episod ce o să vină, a fost cel mai try hard. Nu m-am așteptat să-mi paieze tractorul ăla, bă, și dacă nu era făcut, dar nu, știi ce mi-a fost ciudat? Dacă nu era făcut de mine, dacă nu era modificat de mine, nu era convertit de mine, măcar nu-mi zicea, bă, al dreapul Ovidiu i-a pus 20 de cai în bajocură, cum face el, le pune cai puțin. Sau, dar știind că l-am făcut eu și că are putere și că trage și că nu o să mă lase la greu, m-a făcut de rușine cu remorca de balos la deal. M-a făcut de tot. Pe cine a făcut ăla? De tot râs. Eu. UTB-ul ăla, al doilea, de l-am convertit eu la turbo, care i-am pus numele meu pe bară, nebunii, figuri, pim-pam, pim-pam. Opa, ia să descărcăm. A, te uiți la tatuaj. Mai trebuie lucra la el. Ca să vină până sus. Să crești mare. Dacă erai un copil din ala mai mic, nu primeai moderator. Dar acum ai o vârstă
mai înaintată, se vede pe felul cum vorbești, se vede că ești educat și... După cum felul cum scrie. Bine, cum scrie. E ca și cum ar vorbi cu noi acum, na. Nu, se exprimă în alt mod. Pentru că bine, în momentul când scrie unul pe live, alții să le gândească. Dacă stă face-to-face aici sau cum stăm noi, cei de ei le-a purificat, poate, nu știi, să scapă și eu, să spună prostii. Nu-i nimic, ce, noi nu spunem prostii. Mai ales când pleacă jifadul între mine și eu. Tot spunem prostii, dar unii ca tine nu-și le asumă. Ai zis o prostie mai devreme, că am făcut un mod care merge cu 10 la oră. Oleu, auzi ce dă cu mine ăsta de toți pereți acum. Băi, Ionuț, tu ai făcut modul ăsta? Eu l-am făcut, eu. Să-ți-l iei, să-ți legi de gât, să-l faci ce vrei cu el. Ca să încep și o zi. Poate. La ce te mai apuci să faci moduri dacă le faci așa de rău? Păi dacă altceva n-am ce face, tu te-ai început să te apuci din Ovidiu, mă apuci să-l moduri. Așa, bal, trage în colo cu 10 la oră, bal urci în pantă cu 10 la oră, bal trage la bani. Da, ai văzut acum gol cum o schimba singur, mizerabilul? Încărca n-o vrut, o zis, ba, păi stai un pic că nu-i dau a doua că îmi sparge cutia. Că adevărul că aveam și încărcătură. Dar cum o schimba? Sau chiar stai așa să mă opresc, să văd. Uite, e intra întâia, da? Stai să-l opresc. Chiar sunt curios dacă schimbă sau se iau bău și am mers cu întâia de prima dată și nu mi-am dat seama. Da? Și acum mai dau. O schimbat. Probabil de la greutate, cred că are ratio ăla pus și gen când simte greu, așteaptă să-i dai tu manual. Exact cum am făcut eu clasă. Ții minte clasul ăla mare Neovid, așa l-am făcut și eu. Salut, Valentin, salut, salut, bine ai venit pe live. Uite ce să facem, suntem aici de povești. Ne jucăm de atreieratul și criticam modul Ovidiu, care e făcut foarte bine, dar din vina mea, că nu am probat eu. Înainte să văd că schimbă manual cu greutate, am zis că e făcut prost modul și acum Ovidiu încearcă să ia cu mine de pereți, dar nu poate. Nu poate că nu poate să mă prindă. Nu mai, la o vârstă înaintat, când înaintezi în vârstă, nu mai poți să mai alegi cu ăștia tineri. Asta e adevărul. Ce te ard, Neovidiu. Nu mai zice nimic, domnul primar. Nu, că nu știu să configur aici. A, nu, nu e făcut în... Nu e făcut în România, nu am mai fost în România de când sunt aici. Am aici un 10 decembrie, ziua de naștere. Ochiul ăsta din triunghi e culoarea la ochiul Tormea. Și astea alte pe aici sunt... Chestiile astea sunt luate dintr-un gard, practic. Sunt luate de pe un gard, forme din alea de gard. Și spuse toate aici. Și ăsta l-am făcut împreună, mi-am făcut și eu și soarmea unul. Mi-am făcut împreună amândoi, gen. Avem un tatuaj așa comun. După aia mi-am pe spate aici, după cap, pe gât, am aripi, să-mi iau zborul. Poate zbor și eu într-o zi. Acum trebuie să mai fac o... Mai ții minte că mi-ai pus suzeta aia pe pozovit? Trebuie să ne facem o suzetă acum amândoi, pe piept. Aici deasupra, la pieptul stâng. Am un biberon, de fapt. Să-l ai acolo, când întorci capul, să dai așa cu bărbia în el. A, n-ai pe popșoroc. Repede ai luat poza aia și ai trucat-o, e? Op! Las combina asta în bază, că mi-au mâncat zidele. Am zis eu că e combina mică pe drumurile astea și că o să meargă perfect, dar am calculat-o greșit. E că dacă duc header-ul cu remorca, nu-i chiar așa de. Uite și vacile astea, na. Cum să nu zici că nu-i frumos să te joci pe harta asta? Uite acolo, poseți. Animale mișcătoare. Bine, sunt și din alea care stau țepene. Alea de stau țepene le-am pus eu. Mai sta să mai bat capul să le fac să se miște acum. Ovidiu are timp să stea, să tragă de ele, să le împungă, să le mulgă, da. Păi, acum nu pot să zic live, că ești live, dar zic mai târziu ceea ce vrea să zic. Acum, așa vrea să zic, că matale n-ai timp, că facem 5 episoade, stăm, facem 30 de tandem, îl promovăm 50 din moturi, nu s-a zis. Hai că zic mai târziu treaba asta. Nu, nimic, poți să-ți pui, că mie îmi place, că așa mă motivez și mai tare. Nu, dar acum așteptăm un update de la... O să mai updatez eu harta, o să mai pun chestii pe ea, dar așteptăm un update, că l-a promis Neovidiu că o să ne pună porci.
O să ne pună porci pe ea. Porci gen, porci care se plimbă pe hartă. Eu fac gaura de nămol, de gunoi, cu apă mizerabilă, cu tot ce vrea el. Eu fac și... ar fi zona, că da. M-am întrebat, unde ar fi zonele de vaci și de oi, pardon, de oi, găini și de aia. A, chiar și găini și oi am putea pune, nu? Pe dealul. Da, trebuie să fugă pe stradă, pai. Să fugă pe stradă, să se plimbe oaia. Da, să ne grăbim la vecin, pam. Dar berbeci nu punem. Îl avem pe Ion și ajunge. Da, ne-au vizit, mai trebuie și doi voi de-al de vis-o pe acolo. Gata, dacă ai zis doi, mai lobi și pe mine puțin. Eu înțeleg faci pe tine, dar o zici ca să nu-ți zică numele, na, o să, hai să nu-i mai zic numele. Doi de-al de vis-o. Păi, dar eu nu-s dublu, ce ai? Ba da. Ești tu unul, să l-ai din joc unul. Așa. Bine, mă, bine, las să bagi Ovidiu al de boi. Nu, dar ar fi ca lumea. Las că fac, chiar fac zilele astea, o să fac zona aia și o să iau apă din aia murdară de pe prima mea hartă. Sau, bă, nu știu, de pe harta ta e apă murdară. O să iau apă murdară. E și pe hartă apă murdară. Pe asta? În bălțelele pe drum. Nu, dar aia nu e apă, e o poză, Ionuț. E poză doar? Da, e doar poză, că am luat-o eu și am dublat-o și am făcut mai multe găuri din alea gen. Cu poza aia. Da, am Instagram, cum să nu am Instagram? Ar fi culmea să n-am Instagram. Ar fi culmea, acum are toată lumea Instagram, Facebook. Uite, ne-au Ovidiu, nu știu dacă are Instagram. Ai Instagram, Ovidiu? O să n-am Instagram. Ai sau n-ai? Da, mă, te urmărești și pe tine, parcă, sau nu știu, pe Instagram. Pe Instagram nu cred. Nu cred că mă urmărești pe Instagram. Gândea că ne-au Ovidiu n-are Instagram. Nu că ar fi bătrân, da? Nu-l văd eu pe el să stea pe Instagram. Dar nu stau, nu pun nimic. Nu stai, nu? Nici exact. Pe Facebook nu mai pun de azi. Dar lăsa acolo ca așa trebuie, n-am. Mai intri. Acum mai mult TikTok-ul butonăm toți. Că acolo mai vezi. Na, mai vezi alții mai proști ca noi, care se prostesc și mai tare. E mai tare la ei, să mai râdem, să mai treacă timp. Eu nu-ți mai face câte un TikTok deodată. El cred că e singurul care mai face un TikTok. Eu n-am mai făcut un TikTok, cred că... Aoleu. Am zis că o să pun clipuri de pe din astea, de le fac cu tractoare, cu nebunii de pe YouTube acolo, clipulețe așa mici, cu utilaje, cu... Așa, să nu țin degeaba, gen. Oricum eu TikTok-uri. Înainte atunci când a ieșit TikTok, mamă ce-mi plăcea, aveam o grămadă de TikTok-uri. Le mai am și acum pe în telefon salvate, dar le-am șters de pe TikTok și de pe privat. Că de mă îmbătam vreodată, le puneam pe public. Mamă, aveam niște TikTok-uri din alea. Bine că a fost pe public atunci când s-a lansat TikTok-uri din alea, cu nebunii, cu prin vană, prin stăreai, nebunii din alea. Ce era atunci la modă? Eram toți orbiți după TikTok. Da, tu oricum ești orbit după... Da, ți-l trimit acum, stai așa. Ia să văd. Dar nu-l trimite mie în vană, nu fi obraznic. Ce să văd de un ban? Nu, TikTok-ul nu, zic dacă pot să-i trimit Instagram. Ah, mă gândeam că trimis mie. O-ți trimit. Nu îți trimit absolut nimic ca ție ca să râzi după aia de... Nu, mie, dar vezi că sari Ionuț pe noi și mie că să nu l-am bătai. Da, nu începe, ne-au video. N-am zis nimic. Ți-am dat acolo link-ul în chat. Aș. 4. Oprim frumos. Ze combina. Nu prea l-am dat la nimeni. Nu l-am dat la nimeni. L-am mai dat și la persoane care mi l-au cerut. Dar sunt multe persoane care și de aici de pe YouTube și de pe Discord. Care nici măcar nu știu cine sunt, nici măcar nu știu cum arăt. Bine, că nici eu nu mi-am arătat adevărata întruchipare. Nici nu trebuie pentru ce ar trebui. Frumusețea întruchipată, să nu mă deoache vreo babă ceva. Da, mai ales cu babile, să uită mult la băiatul ăsta. A, păi, de asta. Și la live și peste tot, numai babile cu ochii pe el. Numai babile este cu ochii pe mine, te rog frumos, Ovidiu, nu vorbi la... Este. Nu, zi visul, știu, babele este. Este, da. Uite să vopsesc așa. Da, și moșii este cu parul la el. Cunosc eu un moș care se dădea la el. Dar nu să-l bat.
Ok, mulțumesc, mersi de, o să-ți dau palubea. Hai, thank you very much. Mă, Viso. Da, ia spune. Ce moduri mai frân timp, că m-am plictisit deja de fapt. No, mi-a frumos. Vrei să mai facem moduri? No, mi-am făcut, dar mă, pentru o lună zile am gata, lasă mă face. Păi tu ai zis că vrei să ne mai apucăm de ceva. Nu știu, las cum mai vine mie o idee. Stai cu minte că mai intru pe pagini din astea și mai caut. Chiar uite, de sunteți aici pe chat. Dacă mai aveți, dacă aveți link-uri cu moduri care nu prea le-ați văzut pe Farming 22 sau nu le-ați văzut și ați vrea să le vedeți sau să le convertiți, să vă jucați cu el din PS19, puteți să intrați pe Discord și ne lăsați acolo câte un link și noi le luăm și le convertim, că și noi mai căutăm moduri. Acum le-am răscolit și eu peste tot, dar poate sunteți spre un Discord la cineva care are anumite moduri și nu le-ați văzut și ați vrea să vă jucați cu ele. Când le dați, noi le mai convertim, le avem și noi, le aveți și voi. Noi oricum facem, dar sincer le-am cam nenorocit pe toate care au existat. Care au fost gen... Gen Eugen. Cât de cât ok și ne-au plăcut nouă. Bine, mai sunt o grămadă peste care am sărit. Și o să dai seama când o să le terminăm pe astea de mai avem de făcut. O să le facem și pe alea. Că noi facem tractorul, îl probăm, ne jucăm 10 minute cu el și s-a terminat șmecheria. Altul. Oare de ce suntem așa? E ideea că dacă ne jucăm mai mult dacă facem episoade. Da. Am băgat de teamă, dacă nu facem episoade nu prea. O dăm mine, eu nu ți-ai văzut? L-ai auzit, pe? Da. Ce? Păi dacă facem episoade, zis. Și alea le fac numai eu, așa că ai dat în mine. Băi, și eu fac episoade, dar fac episoade, cum spune, pe single. Adică mă joc eu acum. Da. Eu mă joc pe hartă. Dacă mă joc, mă joc cu ele. Dar dacă stau numai așa, pe o hartă, du-te, vină, cu tare, nu. Dacă nu, fac da. O serie, pe single, cum am început acum pe harta asta, da. Dar am început atunci cu aia, cu fabrici, că ceam că fabrici, m-a plictisit. E plictisit, da. Eu vreau să arunc cu niște lime. Pe terenul, că nu avem lime deloc. Lime. Da, cu lime, da, mult. Hai cu var, să nu vorbim în engleză, iar ne-am murdărit de engleză pe la gură. I-am dat. Iar ne murdărim cu engleză la gură. Lime. Mai bine te murdărești cu români, la... Mă, ce făcut mă mâncătă, tata? Mă, ce-i intră ta mine? Mă, dar cine a pus vacile astea pe stradă, ce-a fi țar sărăcia ta de om? Eu nu ție lui devine, că nu le păzești. Păi eu cred că aș putea să dau cu asta, Ionuțu, la cuvar. Dar ce ai făcut, mă, Ionuțu? Ai pus vacosul acolo-sul. Ia să vedem ce zice tractora asta. E Tania, depinde care e Tania, că cunosc mai multe. Stai așa că îți dau acum accept. Că am primit. Am primit 3 de la Instagram și de la Valentin și de la tine. Firmă. Vă dau follow back înapoi. Depinde, nu știu care Tania zici. Cunosc câteva Tania. Tania cu Sania. Bun, ia să vedem lizerul ăsta, 13.000, îi băgăm un 20 de km la oră, ține și lime, dacă le iau în chirie, păi a lucrat cu mine Tania, tu o cunoști? A lucrat cu mine Tania, au fost când eram în partea cealaltă, am muncit la un bowling înainte, făceam mantenimentul acolo, eram mecanic și electrică și toate alea, a muncit cu mine un an, aoleu, și v-a umblat după mine, îi plăcea de mine, dar era o fată super de treabă. N-am mai vorbit cu ea de foarte mult timp, dar era acolo ceva, dar n-am avut treabă cu ea sau... Nu, doar eram așa, prieteni. Mai plimbam cu ea cu mașina. A fost o perioadă... Dar am văzut, Valentin, am văzut că ați cunosc poza de pe Discord, te-am cunoscut, e? Nu știu că ești tu. Ți-am dat follow back înapoi. Mersi de follow. O cunosc. Uite, bă, ce coincidență. Cunoaștem aceleași. Și eu, de 6 ani. De 5, 4 ani. De 4 ani o cunosc. Acum 4 ani am muncit cu mine. Am 3 ani de când mai muncesc acolo. Acum 4 ani. Cred că un an am muncit cu mine. Aproape un an.
Nu, era super de treabă. Mi se pare că făcea paintball. Nu paintball. Avea arme din alea de paintball. Acum nu știu, se împușca, mergea la... Avea sniper, pistoale, nebunii din alea pentru paintball. Vână mistreți ca dumneavoastră. Nu vână mistreți ca mine, mergea la... Din alea se juca paintball din ăla cu puștile, se împușcau cu vopsea, cu... Oh, era o fată de... Era o fată de treabă, adică... Era super de viață, ieșai, puteai să ieși cu ea pe afară, era, era așa, era pe stilul meu, știi, nebunatic, așa ca mine. Umbla, hai încolo, hai încoace. Nu mai știu, avea o mașină ceva modificată, nu mai știu ce era. Ah, man, hai să zic o, o povestire cu ea. Am, era iarnă, era frig și... Dimânește mă persoana care e în capătul liniei, poate e soțul, poate e cumnatul. Păi stai să-ți... S-a întâmplat nimica. Atunci, da, era singură fata și ce dacă ea era cumnatul sau soțul sau iubitul sau prietenul? Atunci era singură. Eu nu i-am făcut nimica. Avem... Nu prea e prezinți încredere. Hai să spun, hai să spun faza, să vezi că după aia, uite, am ieșit amândoi, munceam pe același tur. Coincideam amândoi, mai mereu. Și am ieșit amândoi și nu știu unde au zis... Și că hai să mergem cu, hai cu mine cu mașina, nu știu unde, avea o mașină albă, un Citroen, nu știu dacă era Saxo sau nu, este că nu mai știu. Nu mai știu ce, nu, nu era Citroen, Citroen nu-i Saxo. Nu mai știu ce, ba da, e Saxo, ce prost este, Renault. Nu mai știu ce mașină avea, un Renault, un Citroen, era o mașină albă. Și o pornit-o, gen să se facă, să se încălzească în ea și noi am stat acolo afară, fumam. Și am mers la casino, că era casino lângă noi și am luat câte o, am luat câte o cafea. Și fumam acolo afară. Și ea nu mi-a zis să nu trag de ușă că se încuie mașina aia. Bă, și-am tras de ușă și am încuiat mașina. Și a rămas cu cheia înăuntru, cu geamurile sus. Mașina pornită în parcare, era 3 dimineața. O, era un sfârșit de săptămână, ieșeam la 3 dimineața. Mamă, 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 mamă. N-am putut să deschidem ușa. Du-te, m-am dus înapoi, am deschis iarăși bowling-ul, ia alarma. Am luat alarma, m-am dus jos și am luat un levier, că aveam leviere pe acolo șurubelnițe. O bucată de lemn cu niște sârme. Să apăsăm pe buton ca să dăm geamul în jos. Vai, săraca fată, bă. Până la urmă n-am avut ce face. Și am băgat levierul. Bine, că era o pata de capra, nu era levier. Cum se zice pata de capra pe românește? Levier, mă, levier. Nu, aia de scos cuie, nu-i levier. Ba da. Aia, cum spune, mă, la aia? Tap. Capră. Nu știu. Mamă. Aici spune pata de capra. Și am îndoit ușa. Bă, și trecea poliția în momentul ăla, fix pe acolo, pe lângă noi, pe lângă cazinou. Gură de lup, îi mai zice la aia care să scoate cui sau care cui să rupi ceva. Aia, bă, nu știu cum îi zice. Și... Și am îndoit ușa și a trecut, trecea poliția, clar, a trecut poliția și m-a văzut că eu eram cu ranga acolo, dădeam să-i rup ușa și scot. Bă, și eu crezut, și îmbrăcați în negru, că așa munceam acolo, îmbrăcați în negru, cu bufandele alea până în gât, că era frig iarnă. Opri poliția, mamă, m-am pișat pe mine, zic, mă, să vezi tu ce ne iau ăștia imediat, că ce face? A zis, s-o bloca mașina, încercăm să rupem, nu vedeți că e pornită mașina, zic, încercăm și noi să deschidem ușa, că au rămas cheile în contact, am fost atât de deștept încât s-o blocat. Da, bă, și era să ne ia și poliția și i-am îndoit ușa puțin, cât am putut să bag mâna pe după ușă, între stâlp și ușă, i-am îndoit ușa, am băgat mâna, am dat geamul în jos și am descuiat-o. După aia am bătut la săraca ușă să o îndreptăm înapoi la stâlp. Când o închidea, nu se mai închidea ermetic bine. Dacă ploua, probabil intra în mașină. Mai bine spădea geamul, că avea sigur și gata. Dar nu, că era o mașină, că oricum o mai ținut-o, cred că o mai ținut-o 2 sau 3 săptămâni și o dat-o direct la ceatara. Era praf. Da, bun, mai își făcea treaba cu ea, fata. Venea la muncă, știi, cu ea. Auzi, mă, dar de ce s-a întâmplat asta? Toată treaba asta e de ce s-a întâmplat chestia asta. Adică? Cauză. Adică, unde vrei să bați? Păi din ce cauză erați cu capul nori? Tu ai uitat că aia nu se trage și a uitat. Mi-a spus fata, n-ai auzit de la început de tot. Ea a uitat să-i spună și a uitat. Era mașina ei, împin, lasă așa, continui iubito. Rangă, bun, rangă sau fata de cap. Averi, eu știu la ce bate Ionuț, că, ca și cum dacă eram îndrăgostit. Nu eram, că eu n-aveam nicio relevanță cu ea, eram prieten, gen munceam în același loc și mai ieșeam la cine, ieșeam la masă la jumătatea zilei câteodată, dar puțin a fost asta. Și bun, a fost la fata, îi plăcea un pic așa de mine, sau un pic mai mult.
încep să am dreptate de acum. N-am avut nimic cu ea, gen să zici, mamă, că... Nu, pur și simplu eram prieteni. Ce faci? O, ea, nu știu ce, și-o cumpăra pușcă, o venit, mi-o arătat pușca. Nu știu ce. Bun, era o prietenie, a fost o prietenie normală, nu... Saxo, exact, uite, Killer știe, Saxo Albera, bravo. Ți-a zis, era un Citroen, nu mai ține aminte ce era. Și era 100%, era super jos lăsată, nu era urâtă mașina, dar... Vezi ce episod ai făcut? Noroc din modul că ți l-am dat eu, te-am zis de modul nu te activai. Ce zice Valentin? Te rog frumos, poți să-mi dai și mie astea două tractoare care le ai, dar la fel, să fie că sunt mișto cum le-ai făcut. Păi nu ți-am dat... Care din ele, Valentin? Spune-mi exact, că eu ți-am trimis pe privat un link cu tractoare aseară. Nu aseară, cealaltă seară. Spune-mi exact, care, că Samele ăsta ți l-am trimis. Mi-a arătat pușca. Bă. Acum tu cunoști mai bine, nu știu dacă avea pușcă sau avea rangă sau ce avea. Dar mie mi-a arătat pușca. Piculeaua lată. Pușca și pureaua lată. Mi-a arătat dita mai sniper, avea sniper din ăla cumpărat. Că făcea paintball sau ceva de genul se numește. Da, paintball, cred că se ducea să juca paintball. Se împușca cu aia pe acolo. Vrea să mă corupă și pe mine să merg, dar eu numai capul la paintball nu stătea. Așa n-ai văzut, uite bă cum se întâlnesc cu oamenii și creează legături prin ce chestie tare. Bun, până la urmă suntem o mână de oameni, toți te întâlnești cu... Da, acum internetul te face mai... Internetul, exact. Înainte, da, nu știai. Trimiteai o scrisoare, ajungea odată la nu știu cât timp. Și dacă te exprimai greșit în scrisoare, o rupeați cea că n-a niciodată. Bă, eu n-am prins vremea cu scrisoarele, așa că... Aaaa, eu am prins, dar nu știu cum să trimite. Păi ce am cumpărat eu aici? 4 saci de lime? Deja i-am terminat. La consumă mult. Nu, dar uite ce rază de acțiune are, ești nebun, 50 de metri de ăsta, că nici nu pot să văd cu camera cât dar de fie. Ce tarla aveai tu? Pe tarlaua mea. Pe așa late tarlaua ta de 50 de metri odată. Păi n-am știut că arunc așa de mult mizerabil ăsta, că de știam că de arunc așa de tare, luam altul mai mic. Am unul mai mititel, fii atent cât de tare aruncă, vă ieși nebunul ăsta. Ionut, video. Eu nu-ți mai dau like, ce faci? Spăl mașinile să mă pun la furcare. Așa fă-le frumos, Ionut. A, pe ce ai făcut, mă? Te duci două ori pe tăr la aia și gata. Aranja... Păi gata, am terminat tot ce am dat odată. Odată încolo, odată încoace. Dar n-am știut, nici nu m-am uitat, că eram cu povestea mea, nici nu m-am uitat că arunc așa de... Care o rază de aruncat așa de mare. Bun, dar mai am 20... Poate mi-ajunge și pentru... Poate mi-ajunge și pentru tarlaua asta la altă. E bă, ce prost, bă, nici cu spatele nu știu să mai dau tractor. Dacă mă bag cu asta la altă poartă. Op. Dar nu știu, n-am mai văzut-o activă pe Tania pe Instagram. Dacă tot o veni vorba. Că înainte mai posta, acum vorbesc de mult timp. Ori... Dar m-a scos de la follow, nu. Ori nu... Nu știu ce s-a întâmplat. Dar nu am mai văzut-o gen activă să... Că înainte mai punea poze, mai una, alta. E o grămadă de timp, nu mai... Nu m-am mai relaționat nici cu ea, nici cu multe persoane care au muncit acolo cu mine. Că treceau și pe acolo fete, pe la o săptămână tot veneau altele și altele și altele. Relaționat, mă, nu. Relaționat, ce-am zis? Interacționat. Inter, pentru relaționat e că n-ai o relație, dar în fine, asta așa. Dar altă, eu nu, să te... Cum adică să ai? Păi te relaționezi cu o persoană, nu înseamnă că trebuie să ai relație. Nu, ne-au Ovidiu. Asta nu la vorba mea, eu ți-am zis că... Asta umblă cu șopârle. Pute-te în gură, Ionuț. Ionuț numai acolo bate. Eu a intrat o idee acum în cap. Numai acolo idee. Inter. Da? Adică să te găsești cu acea persoană. Zice inter, nu re. Inter? Da? Adică să te întâlnești cu acea persoană, să te mai reîntâlnești. Ok, inter România. Păi nu mă, așa, ne-au vide cum se zice. Așa s-a zice, acum nu zic că nu. Nu mai învăța copiii, mă rog, prostii.
Să ducem în nivelul gagică pe zara și zic, hai, Inter, ca, comunicăm și noi. Da, dacă sunt, și ai și modul ăsta, ai și modul ăsta, Valentin, pe FS22 link-uri. Se numește Same Hercules. Sau dacă nu, poți să le iei din descriere de la clipurile de pe YouTube. Și din descriere chiar la live. Ai link-ul către, ai link-ul către tractorul ăsta, către Same. Și Ford-ul și Fiat-ul, și Ford-ul și Fiat-ul ți le-am dat eu în privat aseară. Da, am trecut puțin prin vacă, dar nu cred că s-o supăra pe mine, că e învățată să treacă prin ea. Sunt curios dacă fac tot terenul ăsta odată. Tot am luat dita mai utilajul. Mamă, dar mai am puțin live. Aș putea să-mi cumpăr aici 2-3 saci de live. Iar o ars cu lime. Vine var, na, dacă așa am, așa îmi vine în cap, în minte, lime. Nu știu, nu-mi vine var. Așa te-ai învățat de asta. Și am vine pe limbă să zic în continuu lime. Cum vorbești Ionuț italiană cu noi, așa zic și eu. Pă... Ce-am zis eu ție, mă, acum? Aoleu. Bă, ia pie de mine. Nu, am zis cum mai zici tu pe italiană. Vaffanculo, di cazzo, de așa, așa mai zic și eu în engleză, lime. Tu cum îi zici, Ionuț? Mă, o să dau cu var sau cu lime? Cu var. Uite, bă, că mi-au luat-o și mie razna modul. Exact cum ai pățit tu. Păi eu ți-am zis că trebuie... Ăla cu power trebuie dat. Da, nu, dar știi... Da, ăla. Da, păi cred că aveam un an, doi. Cam așa cred că aveam vreun an, doi când mai funcționau încă scrisorile. După aia am început, că eu țin minte... Nu mai știu exact chiar câți ani aveam, dar oricum. 5-6 ani deja avea bătrânul telefon. Avea tata telefon. Avea un telefon, bine, vai morții lui era, dar din ăla te scotea o antenă din aia, mă punea să mă urc în șură pe casă cu el ca să prindă semnal. Motorola sau? Nu mai știu de care era, eu mă urcam pe șură cu el să ia semnal și tata vorbea de jos, tipa, ca să-l audă ăla prin telefon și o țineam telefonul pe șură. Că dar n-aveai semnal altundeva. Serios vorbesc, mă urcam pe scară, aveam scara lângă șură, mă urcam pe scară, țineam telefonul așa cu mâna sus la semnal. Și tata țipa de jos. Ba. Păi se înțelegea pe dracu, că nu se înțelegea nimica. Dar așa vorbeau la telefon. Poftim, Ionuț? M-am dus la pădurii cu ăsta mic albastru. Tu te, că te văd și pe tine, îl văd și pe Vito. Bun, scrisorile n-au fost... Asta e prost, uite, în textura asta de zăpadă... Cum fac și eu să iau toate modurile? Mamă, Valentin, dacă vrei să iei toate modurile care le am eu. Vai, mamă. Vai, mamă, tată. Prea te sfătuiesc. Vai, mamă, tată, uite moduri. Da, uite că ți le șară să vezi. Ești că am... Numai să-ți fac eu 2-3 foldere cu toate și să le trimit, dar am vreo 600 și ceva de moduri. Și încă mai am încă un folder cu care nu sunt activate, care le folosesc în altă parte. Ale mele încă nu le pot trimite, că nu sunt în beta. Nu, el s-a referit gen că o să-i plac modurile toate care le dețin eu. Păi și care le deții, tu nu le ai și la mine. Bine, am și de la tine, da. Acorașurile astea, ultimele care le-am trimis. Astea nu, astea mai trebuie lucra la ele. Dar s-o referit în mare, gen la toate nebunile astea. Lumini care dă erori, luminele pe aripi, pe mai... Păi, 360 și ceva care erau alea, care... Avem niște moduri, care... mai îți fac eu niște foldere dacă am timp cu câteva dintre ele din astea, dacă îți plac mașinăriile și toate nebunile astea de făcut mining și buldozere și din astea, o să-ți fac eu un folder cu ele. Sau o să caut pe net dacă găsesc în istorial, dar istorialul cred că am de căutat în istorial de-mi vine acru. Să văd exact de unde, că țin minte că utilajele astea de mining, multe, mamă că fac tot terenul odată, ești nebun? Multe din ele le-am descărcat și eu din pack-uri, erau câte 20 într-un pack, 15, 30, nu cred că, nu țin minte să fi stat să descărcat din 1-1-1. Că na, de un an de zile de când e ieșit. Știi cum le mai poate descărca? Să faci un server, tu, ca să intri el și acolo îi dă toate să le descarci. Păi, nu, tot eu trebuie să îi le dau. Unele din ele? Păi dacă tu faci acum o cameră, nu? Da. Care-s de pe mod hub din joc, da, le poate descărca. Dar știi care e problema? Care-s de pe mod hub din joc? Ai văzut că eu le-am pe toate modificate, că serele... Îți dau 5 cartofi pe 1 de apă. Eu le-am pus să dea pe 2 de apă 18 cartofi sau sunt toate modificate și tot
nu o să îi se pupe, gen, știi? Bine, o să fie aceleași moduri, dar nu o să îi dea cum îmi dă mie producție sau... Bine, unele dintre ele, că nu chiar toate le-am modificat. Fabricele alea de rație mixtă și toate nebuniile alea, alea sunt modificate, na, de mine, ca să duci, de exemplu, la vaci. Duci proteine, duci siloz, duci paie și îți dă rație mixtă. Nu am mai pus să mai duci, nu mai știu ce și nu mai știu cum. Iar profund și nu... Gen, le-am făcut urele ca să fie puțin mai... mai easy, știi, să zicem așa, ca să îți bați capul foarte mult. Ca să poți cumva să te bagi în vaci sau în animale mai ușor. Păi, dar ce m-a pus o să iau pădurea asta la 5 km de sat? Dar iar, pun pariu că n-ai cumpărat pădurea, că te duci la furat. Dar sigur s-a dus la furat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Băi, iarătă-mă. Cu modul ăla de drujbă, are Ionuț un mod de drujbă de se duce și fură copaci din toate zonele. Ia uite, ne-au video. Da, e cumpărat, mă, dar... Mi se părea straniu, adică să cumpere pădurea, zic, cu drujba aia mică de tractor. Aaaa, da, bravo, bravo, bravo. Zic, băi, du-te, mă, dai un milion pe pădurea aia ca să duci cu tractorașul ăla să tai de ucior. Dumnezeu. Da, tată, la că trec eu, chiar dacă e pământul tău, trece primarul să vadă dacă ai tăiat cioata care trebuia. Copacul uscat, copacul putred. Dăm remorca înapoi. Ai făcut acolo de 2-3 ani, că îi numără inelile. Ce-am putea planta acum? Nimic. Jihad. Bă, nu pot să semăn nimic. În ce ești? În ce ești? În ce lună? Absolut nimic. În ianuar eu sunt. În ce lună ești, mă, copile? Eu? În 10 decembrie. Că vine ziua mea imediat. Pregătește-te să... A, nu! Ai, am crezut! În ce zi sunt născut, bă? Ostia puta, în iulie. În iuna, născut în decembrie, dar acum pe joc sunt... Iulie. Pe joc nu ești încă născut. De bine luăm acum făcute și din care m-ați zis. Dar, dreacu' pielea pe voi. Bun. Ia să vedem. Deci nu pot spune nimic luna asta. În august. Pun de... Da, nu, când trebuie paie. Mai aștept 2 luni. Așa că astea luni, 2 luni în loc să le aștept. Mă duc și eu să probez modul ăla cu drujba de melon împrumutat, eu nu. Să văd și eu dacă funcționează. Vino cu terenul 61, mă. Unde ești tu? În spate la terenul 61, în continuare, până în capul mare. 61, ridică și tu mai... 61, da, păi ești pe 61, gata. Acolo, eu aici sunt. Este pădure acolo? E normal că e pădure, ia dă-i să cumperi terenuri. Să vezi că ai în spate la 61 teren de cumpărat pădure. Ai dreptate, mamă, 300 de mii. Hai, mamă, de unde scot-o banii? Nu e mult 300 de mii. Și ai și un lac aici în pădure, nu-i mult, trebuie să-i nimic, ai mai pădure și să nu-i mult, nu-i mult, dar am 42.000 de euro, nu-i mult. Eu nu știu ce face, duce la Cosmin la pădure, să fac da. Grătar. Hai că grătar face dacă e. Da, bă, aia să-l cea luat în lac ăla, mă, imaginea la lacului, pădurea lui, face grătar, proprietate privat. Trebuie mă duc să... Pe tău, imediat. Stai așa, aș putea să-mi iau o remorcă, mă duc la shop să-mi iau o remorcă din asta forestală. Dar n-am mică n-am cu autoload. Așa că o să trebuia să încarc cu mâna sau cu un front loader. Aia cred cu mâna, nu mai stau să mai încarc cu front loader. Eu cu mâna încarc. Tu cu ce încarci? Cu mâna încarc. Mâna, tată, cu mânuța, le tăiem la un metru. Dă-i bătaie, bam, 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 bam. A, dar știu ce aș putea. Bă, dar greu, aia e greutatea originală la tractor, de s-o vând. Da, da, da. Și așa o țin acolo degeaba. Bă, dar ți-am dat și Ford-ul. A, sau nu v-am dat Ford-ul? Nu. Nu, Ford-ul nu. Aha, de fapt, dar tu l-aveai făcut și să-l dau lui Ionuț. Eu l-am făcut. Eu nu știu ce să fac acum. Ia să vedem o remorcă, ceva de pădure. O avem pe asta. De fapt, nu, am zis că nu iau remorcă de pădure să mă chinui să încarc în ea cu... Asta mi se pare că... Oare asta pot să o leg în... Dar pot să o leg după tractor? Aici ar fi șmecher dacă aș putea să o leg după tractor. Dar nu prea are față de teras, că ăsta e încărcător frontal, e un wheel loader. Dar... Da, ce ești, mă, ce ai? Dar nu merge să o iei după tractor. Ba da. Ar trebui. Nu mă contrazic cu tine, dar îi dau un lis pentru 50 de dolari. Aia e pentru bușteni? Da. Da, știu că e de front loader. O iei cu volan în cupă. Cric. Dacă mă defici ăla, cum a luat ăsta, cum îl cheamă, Ionuț, remorca din față, că are platformă, tractorașul ăla mic, și pui pe platforma aia acolo, mă, și pitonii. Pui copacii la jumătate, la 3 metri.
Trebuie să-l modific, am lăsat tot cu oblon. Am văzut obloanele, păi am văzut, acum ți-ai dat seama. Păi stai, stai, că acum să văd dacă funcționează. Să văd dacă funcționează nebunia asta. La tractorașul ăla și după aia în față luam pe ăla micuțul. Ba, mă băgam pe el. Eu sunt curios dacă funcționează chestia asta, Ovi. M-ai făcut curios acum că merge în spate la tractor. Bă, dacă merge, m-am scos că asta oricum îi șmecheră, știi, de pus lemne pe ea. Hai că uite-vă că merge, bă, al dreacu moșinea cum le știu. Mamă, dar încarc aici lemne. Dar oare să pun una și pe față în loc de greutate? Da, dacă duci cu ăla mare, eu mă duc cu ăla mic, cum s-a dus Ionuț. Păi nu, că mă duc cu Ford-ul, dar problema știi care ar fi? Pe față văd că și greutatea asta în cam intră în roți. Că roțile sunt cam mari. S-o pun pe față, știi, dacă o pun și pe față o să am un echilibru. Hai că iau una și pe față și fac încărcătură din aia nebună, oare? Păi mie îmi place, nu-mi complic eu viața, dar dacă nu eu, cine? Numai să văd măcar și cum se vede, știi, de curiozitate, că dacă intră prea tare în roți și mi se buguiește, că nici nu vreau, știi, să o bag să mi se buguiască în roți. Așa, o luăm de aici, tot așa îi punem toare din asta, toarea la Ford, $56 mă costă închiriatul, o nimica toată, băi. Băi, Ovidiu, băi, e multe gropi sau e multe gropi? Sau e multe găuri? E mult cu multe găuri. Ia stai să văd acum. A, păi vine perfect, nici nu-mi lovește în roată. Oh, mamă, cât a setup-ul de lemne ești nebun la cap, ia uite aici. Să vezi tu acum încărcătură de lemne. Unde ai zis Ionuț? Spre 63, hă? 61. Dar nu, așa Ionuț sau lipa pe lat? Așa merg, așa, da, așa, bravo. E așa, că eu bun, eu mă aflu aici. Am văzut. Cam așa ar trebui să mă duc în spate. Da, l-ai configurat, dacă e cu ușa aia scobora sigur. Salut, Marius, mulțumim, sport avem. Ne băgăm acum pe puțin, pe puțin forestry. E aceeași treabă, și pe față, și pe față. Da, ne băgăm la puțină furăceală de lemne, că nu prea avem bani să cumpărăm o zonă acum. Dacă nu mergea viso legat, înseamnă că iau trebuie să ziceai. Da. Sunt tractoare care pot să pui plugul în față, să plugul pe față. Da. Și are și de spate, în toți părți. Am vorbit cu primarul și cu Ovidiu și cu consilierul Ionuț și o să pot să mă duc să tai niște copaci gratis de acolo. Da. Da, ia atunci mie modul ăla, te rog, fain, oricum întârziere, dar arată-l acum și mă arăt, zic, este modul și modul ăla. Uite, la mine, uite. Eu? Zicem în engleză cu delay. Eu, Ovidiu? Nu, nu la mine, Ionuț, e a tău idee cu întârziere. Lizard Timber Carrier. Jack, Lumberjack. Ia, mă, unde ești, mă? A, tu zici ăla cu drujba? Jack, da, mă. A, Lumberjack se numește, e în mod acolo, prim. Ia, mă, cum imaginea, mă, zici că ești Lumberjack. Nu zic altceva. Mă zici că bătut cu drujba în creier. Cine? Ionuț? Nu. Nu, dar îți arăte mod, Ionuț spune Lumberjack. Păi Lumberjack ai o grămadă de Lumberjack. Nu, doar ăla e Lumberjack, te rog frumos, nu? Doar ăla e, nu spune că ai mai multe Lumberjack-uri dacă e doar un. Acum ieși. Dar nu, ieși, mă, du-te și cumpără. Cum nu poți să-l cumperi? Nu, că tu ți-ai drujba, Ovidiu. Îți cumperi drujba și ăla se activează automat în timp ce ți-ai luat drujba. Nu mă supăr pe tine, cum să-mi supăr asta? Eu, dar eu vreau să nu te supăr mai tare cu prima. Știu că am luat o remorcă de lemne. Aici unde o luăm? Oricum, stai cu minte că... Adrian. Îți pregătesc eu rețeta. O să trimit eu un mod. Rețeta fericirii. Să nu mai poți vinde. Trimite-i un mod să-i blochezi toate modurile, să nu mai poată face nimic. Nu mai poate să vândă pentru că trebuie să-i pun sechestrul ăsta că și-a pus lumini la stradă. Așa, mai așa, trebuie. Să-i dea erori. Și să-ți legate pe zona publică, deci plătești publicul, nu el. Aha. Mamă, unde m-a trimis Ionuț în pădure, mai am? Dar ce, ai ieșit din joc, mă? Păi nu, păi ți-l arăt cum vrei să ți-l arăt. A, păi uite, bă, chiar are dreptate asta că e pădure frumoasă aici după 61. Mamă, dar ce zonă faină de pădure. Da, când atunci în capăt așa ești unul, duce aici în stânga, de la terenul stânga, aici. Am ajuns, fac stânga acum? Da, până în terenul și aici, stânga. Da, că am ajuns direct în pădure, frumos. Mamă, și ce fain e în pădure aici. Faci dreapta. Bun, am văzut și sfârșitul hărții, deci
parchez tractorul frumos aici. E ora 4 după masă, să sperăm că consătenii mănâncă acum și nu mă aud pe mine că mă apuc să tai copaci gratis. Op. Aici, pe dreapta. Da, gata, l-am rezolvat, Ionuțu. Mamă, și ce frumos. Da, mă, e mișto, e teren, poți vezi cum vin cați, cum de tai, nu-ți poți fie mare. Eu de ce crezi că am căutat? M-am plimbat din nebun prin păduri. A să știi de unde să furăcești fără să faci gălăgie, eh? Acolo eu furam de acolo, din sat, direct de lângă, de lângă fermă. Acolo mă prindeau din prima, cred că. Iau video. A să-l doborâm și pe ăsta. Nu, nu e sunt mai. Ăsta, pe modest. Op. Ia uite ce frumos cad. Ce ăsta, Lamborghini? Cade. Păi da, da, acum... Da, da, bravo, bravo, bravo. Acum nu o să fur nici eu sume exagerate. Încarc și eu alea două front loadere, din față, de la tractor și din spate. Și cam atâta, 4-5 copăcei. Nu o să furăm acum exagerat, că na. Dacă tot vrem pădure, îți cumpărăm zona. Dar nu prea-mi permite. Te tai, cade copacul, ții drujba în continuare. E pornită și să dispare și... Dispare și cioata, da. Cioata. Adică devine dunga aia verde sau albastră. Când ești la distanță albastră, se face roșie. Da, roșie. Ce trebuie să tai cioatele? Așa e de frumos și cu cioate în pădure? Da, mă, tai, nu vreau. Păi nu ai două, trei. Pădure fără uscături nu se poate, Ionuț. Da, nu se poate, dar... Când iese, te prinde domnul primar, nu lași cioata, că după aia... Păi știu, știu, trebuia să fi venit cu taful și atunci o scoteam și o îngropam. Păi, dar așa o dispară de acolo, trebuie să dispară. Oricum, acum am droni, am tot, am poze. A, chiar uite, modul cu drona nu l-am mai activat nici, am uitat. Îs curios cam cât ar măsura chestia asta, dacă deschide o frumos aici. Că eu am modul cu metru, nu? Îi dădeam alt? Da. Ce mișto că am deselectat toate modurile și intram pe casă. Bă, dar eu alternar HUD. Cum funcționa modul ăla cu metru? Metru cu click dreapta. A, da, alt click dreapta. Bravo, bravo, bravo. Am și uitat. Eu dădeam doar alt. Era alt click dreapta să măsor cât de cât. Aici? Da. Am pus metru aici frumos. Și până aici cât am? 2 metri. Deci de 3 metri aș putea să tai trunchiul. Ca copac. Bun. Pune-l de 3 metri jumate, mă. Să-ți iasă și în afară ăia de jumate, în spate. Păi iese! Ia să vedem. 2 cu 16, 3... 3, 40. Nu, hai de 4 metri. 4... Hop. 12... Douăzeci. Mamă, zici că-s matematician să moară Stalin. 24. Apoi și-au plecat vârful. Bun. Ia să-l iau. Alt click dreapta. Bă, și ce ușor ți folosea metru. Dacă nu m-am chinuit într-o zi, 3 ore în continuu. Nu știam cum merge metru. Și dădeam, făceam cum zicea el acolo, dar mare rețea că tot nu mergea. Cred că apăsam click stânga, eu nu click dreapta. Bun. Ia să vedem. 4 metri. 3, 4 metri. 4, 23. Hai că nu-i dăm chiar fix. 8. 12. 20 și încă un 4 cam pe aici. Bam. Alt click dreapta. Și nu mai am niciun copac tăiat. 1, 2. Ăsta l-am tocat. Ah, ăsta l-am aici. Cu 3, cu 4 copaci poate... Dar tu ce remorcă ai tu, mă? La ele? Ce alea platforme sunt astea? Sunt niște front loadere de volă. Numai ele are, mă, că și mai tot. Are, bă, numai eu le-am, dar am platformele astea de când mă jucam pe Sosnovka.
Prima oară tu iei cutia aia din valuți. Auzi, bă, la ei, bă, ce vagabond tot video ăsta. Ca și cum le-am numai eu și n-am vrut să le dau și lui, e? Nu, dar eu nu. Dar eu nu le folosesc, n-am ce face cu el. Păi nu, că le-am de poder, de... Când mă jucam pe tot nou, mai de mult. Ai, mai dea cu mine cu spate. Nu, știi de când le-am? De când mi-ai dat tu atunci vola. Nu știu odată că am făcut eu un mic forestry cu vola aia de mi-ai dat-o tu și am încărcat lemne pe asta și ți-am zis mamă, Ovidiu, că încă se ridică. De atunci le-am. Așa, bun. L-am dezactivat. Închidem frumos aici. Tostioara aia, 3. Acum le luăm la... Le luăm la Manuela. Au și 5 de asta, îmi plac, știi? 8, 1... Mamă, cred că aici mâncap lemne, tată. Am zis eu că 3 copaci mâncap. Hai, că 3 de aici. Am bobeciu, ai spor și Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută, hop, hop. Băi, dar și eu, bou. Când pot să cobor asta așa frumos în jos. Pam. Hai că coboară dacă e 3. Nu coboară dacă nu-i porniți putuți hidraulicul, mătii. Atâta. Am coborât-o frumos. O dăm și pe asta la altă din față, tot jos. Am oprit tractorul să nu facem gălăgie, că suntem la furat, să nu uităm, da? Scopul nostru aici. Scopul și durata vizitei. Hei, stai așa. Ce faci acolo? N-are, atâta timp cât nu vine în persoană aici, nu ține cu telefoane și cu din asta. Nu ține. Nu, harta asta ar fi tipica hartă pe care ai putea să faci roleplay gen pe Farming Simulator. Ar avea toate caracteristicile, știi? Să faci cum am făcut eu aseară frumos acolo, să te duci să faci curățenie în șanță, să scoți pământul, iarba, toate nebunile alea. Asta ar fi o tentativă pentru a face roleplay, da. Să mai furi în pădure, să... Numai să vezi, se prezintă Ovidiu. Opa! Ce faceți aici, voi prăduitorul? A, stai să vezi, curățeam pădurea, făceam curățenie și noi. El e și pădurar acum. Și de eu o să zic, stai să vezi cum cur. Faci tu acum. Curat. Și nu mai curăț ai pădurea. Mamă, ne-au auzit. Mintră lemne ești, tată, am ce încărcat la mână. Eu aștept, când te-am prins încărcat amendă, tată. A, bine că nu faci ca la noi, că la noi de te prindea zicea. A, păi bagă-le la mine în curte. Așa, bravo. Tot el rămânea cu lemne. Da, dar după aia se mitea și amenda pentru că... Ombre, amenda, normal, îi lăsai lemnele lui. Le lua ca măsuri, știi, ca să ai măsuri și dovezi fața poliției. Și după aia le vindea, stai cu minte. Să nu le vindea, avea măsuri de foc. Încălzea toată iarna al dreac. Eu nu prea am avut treabă cu justiția. Eu lucram pe taf. Frumos, pa, mergeam cu taf, trăgeam lemne. De la vârsta de 14 ani. Am mulți ani lucrat. Hai de capul meu. Nu, că mi-a plăcut. Adevărul că a fost o perioadă frumoasă. Nu pot. Îmi plăcea. Mergeam și la școală, mergeam și în pădure iarna, vara, toamna, primăvara, sâmbăta. Făceam treabă și acasă. Aveam o grămadă de animale. Băgam ca tractor. De asta am zis acum să mai muncească și Ionuț. Mai am muncit destul. Dar lui Ionuț nu-i place cu asta. Nu, eu puta balegă, nu vreau. Nu quiero, zice Ionuț. Hop. Hai, mamă, câte lemne. Și am zis că le încarc repede. Hai, că le încarc repede dacă e. Dar și când iau banii pe ele, Ionuț, vai, mamă. Au, ce frumos joacă ăsta, ca ți-ai ieși gurița ta. Cine? Ionuț? Batali. A, păi am de încărcat aici lemne. Încarc așa de frumos încât pe coiau razna.
Dacă știam că fac forest, le-aș fi tăiat de la, de la început și după aia mai veneam după ele, dar... Nu știam de astea, că am zis că fac cultură, da. Din țară, din... Sunt din... Bine, din, nu din Suceava, din Gura Humorului, din oraș, de lângă Suceava. Din Bucovina, îți dă Bucovina. Nu cum zice Ovidiu Moldova, să ne înțelegem, da? Bucovina. Mai am pe aici, mai am un vârf. Iar nimic, absolut nimic. Totul înăuntru. Așa. Mare nenorocire, eu nu-ți cu pădurea. M-am luat eu după tine să viu la păduri. O să nu-ți hai la pădure, că o să-ți placă la pădure. Da, e foarte frumos. Mai venim dacă e. Ăla din față, ăla din față, cred că mă las pe gubaș și nu-l mai încarc. Ia uite, ne-au vedea, zic, cum e la mine? Iarna, frumos. Urlem iarna, nu vara. Da, ca să lași urme, tu ești creier. Tu te duci și omori omul, te duci și omori omul cu mâinile goale. Bă, dar și ninge afară, mă. Aaa, afară ninge liniștit. Și în casă arde focul. Mama și copiii plâng. Eu nu ți-e beat ca porcul. Ce ne cânta nouă de sărbători de Crăciun? Ce colin de ce ne învăța la școală? Poezii din astea. Astea erau poeziile copilăriei. Și cățeluș cu părul creț. Fură rața din coteț. Se jură că nu fură. Și-a luat-o de iar în gură. Cam așa erau poeziile noastre. Păi zicea, nu, că... Hai că... Aveam rușine de profesori, de oameni respectați, dar tot eram draci împelițați. Mai zicem de copiii din ziua de astăzi, dar și noi eram... Draci, nu, losigheni. Cu coarne și cu coadă. Făceam război cu lapte, ne dădea corn cu lapte. E, și ăla era vai morții lui, nu-l puteai mânca, că deodată era într-un hal fără de hal. Dar măcar ne dădea ceva. Și luam și bombardam casele cu el, bă. Hornul, cine lua, luam hornurile la țintă. Curam tot laptele, în loc să-l dăm cuiva să-l ducă la pisică sau să facă ceva cu el sau... Luam și luam hornurile la case, la bombardat, la țintă. De ce nu ține țintă la asta? Nu-mi ia de-i. S-am tăiat-o. Mai dobor încă 3. Nu, de fapt, față. Următoarea de pornucarea, nu știu. Unul l-aș putea pune aici. Toate 3 de la fiert. Să mai pun 3 acolo în față. Nu știu, dacă, dacă tot... trebuia toate obloanele de jos, oare? 3. A, păi dacă ai pus cobloane, eu nu au chingi. Trebuia să fi lăsat platforma. Da, dacă îți lovești cu polea în cărca. Ia, oricând căruță, dai pălă, ia de pălă. Așa, am pus metru, deschidem iară. Așa încape 3 boschete, vezi cum încape în asta? 4 8 12 16 8 Da. 20 tata, unde te-ai? 24. Să lăsăm așa de lângă. Face, Doamne, prunele și al pe vis-o cu tine. Păi dacă m-ai scăpat, dacă... Mă găsesc eu modul ăla, că mă găsesc. Care? Lumberjack? În mod sap, pe joc îl găsești, Ovid. Mă dă-n încolo. Jos, la... Cum zice? La joc, la... În dreapta, dacă jos. Zice, ah, okay. Dacă zice eu nu-s că îl găsești, îl găsești. E al patrulea. Deci pe primul gata, rând. Gata, bro. Dacă zice eu nu-s că îl găsești, n-ai cum. Imposibil. Stă mă tale calmă, dar nu-i problemă. Imposibil. După nu m-am mai jucat așa de frumos. Haide, capul meu, nu mai știu de când farming. La cel mai înalt nivel. Cu mâna. Bine, că am troliu, avem tafuri.
ca să tragem lemnele, dar... Când ți-e lene să le iei ca să tragi, hai, no, că le iau da, cu mâna. Așa e când nu mai sunt noutăți, când erau noutăți ele disperat. Da, fără așa, n-ai, nu te-am văzut să joci 50 de ori. Cum, am jucat ieri pe live, am jucat pe episoadele mele de pe SOS Nopta. Am făcut prezentare cu el. Am făcut... Atunci, păi atunci, suntem ca copiii amici, ai cumpărat o mașină nouă, cu telecomandă sau cu baterie. 2 ore te joci cu ea. După aia tot revii la alea vechi. Sau vezi la vecinul alta și vrei și tu. 4, 8. Ce cum e, Ioan? Ți-ai cumpărat din aia? 12, 16. Da. Ce și-o cumpărat, vagabond? Ți-a cumpărat capul în păduri, service. Ca să... Mai bine intrai în joc să-ți cumpărai, luai rebelădițele alea ca lui Viso, că e în joc, le găsești acolo la păduri. Opa, ăsta au fost copac din ăla mare. Bine, bine, bine. Din ăsta mi-au ieșit mai multe bucăți. Ăsta îmi place. Am activat frumos. Mâna? Pa. Da, ce frumos e în card. Vezi tu că o să se merite toată munca asta. O să-mi dea $800 sau 1000 maxim. O să frumos la pădure. Mai venim? Da. Se pare că s-a ridicat și tractorul de bot în sus. Opa! Ia uite-l, Ovidiu! Ia uite-l cum stă banditul! Unde mergi, tati? Unde te duci? Hop! Dai, mai pun 2-3. În naibii mai pun 2-3, uite, din astea groase. Oră îl încărcăm și-a țărănește. Adică era ca aia zicea, hai du-te în pădure, na, ia și tu câteva lemne, încarcă și tu cât poți, zicea. Bă, la noi dacă îi ziceai la un om, încarcă și tu cât poți. Voi nu puteți să vă... Voi nu vă puteți imagina cât putea să încarce persoana respectivă, e? Pe căruță, pe remorcă, pe... O, mai degrabă îi ziceai, bă, încarcă și tu 10 tone, 12 tone, 5 tone, 2 tone. Dacă îi ziceai încarcă și tu cât poți, era nenorocire. Ori îți golea șura, ori tăia jumătate de pădure. Nu exista la noi să zici la unul încarcă cât poți. No, 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 no. Omul ți-a arătat că poate. Omul, ce vorbești, bă, puteai să zici, bă? Dacă mai vine așa două oare, ziceai, hai, lasă, că mai vii și altă dată. nu mai veni, lasă, că ne-ai sărăcit. Oamenii arătau că pot, încarcă cât poți. A, da, cât pot eu, cât, da, cât poți. Că na, știi, ca și cum erau și pădurarii unii, sau cât poate să încarce, bă, pe mizeria asta de căruță sau după tractorul ăsta, cât poate să lege, bă? Nu subestimați țăranii, oamenii de la țară sau... Deci și eu tot de la țară sau... Dar nu trebuie subestimați, că vă zic eu că e nenorocire. Na, uite aici, Ionuț, încărcătură. Cum ți se pare, Ionuț? Vezi? Ia uite-te acum, că mă uit așa de în lateral. Bine că vezi cu un pic de întârziere, cu delay, dar o să vezi. Bun, astea le și leg. Pam. Legat. Încă nu le ridic în sus, le lasă așa în jos, ca să pun lemne acolo și pe o să fac el contra greutate și o să mi-l dea automat în cap. Bun, acum trebuie să încarc și pe față, cred că o încărcătură bunicică, dacă nu, nu se mai pune asta ca lumea pe roți. Ori îi aduc o greutate și ar fi fost... Bă, atâta cât mă enervează, nu știu dacă nu știm noi sau nu funcționează chestia. Ar fi fost frumos dacă chestia aia cu lanțul sau cu bara care trage utilajele, ți-ar fi pornit și utilajul din spate. Gen, eu dacă îl trag pe ăsta acum, dacă îl tractez, să se fie învârtit roțile și în mizerabilul ăsta. Așa ar fi fost ok. Ai putut să-l luci? Cum ne-au video? Dacă ai putut să-l urci, Ionuț. Lemnul pe căruț? Sau să-l legi? Mamă, ce frumos încărcăm, nu-mi vine să cred. O încărcătură corespunzătoare. Așa, ia vedem. E, nu merge. Păi tu ce crezi, că l-are autoload? A! A, să legi cu kingile, pardon. Da, mă.
Bă, uite că s-a pus pe rost banditul înapoi. Bun, 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 ăsta e un semn bun, deci îi mai băgăm. Mai băgăm lemne, greutate. Vezi, îl iau așa ușor. Nu-mi aduc chindile? Nu. Păi atunci te-ai lemnul ăla, te-ți pune chindile, mă, viitor. Care? Ăla, pe modul ăla care merge chindile pute, îl lemnul ăsta. Da, eu le-am pus pe ăsta pe spate chingele. Le-am legate. Nu, probabil poate nu are chingi, ne-o video. Se poate să n-aibă chinge. Hop, 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 hai să mai furăcim încă. Încă doi copaci măcar mai tai. Dacă tot am venit, nu mă duc cu vol. Așa ușor, ne-o video cu ei, vale. Dar n-ai nici modul ăla implementat cu chingi, care îți dă chingi la orice? Vezi că este un mod. Ăla îl găsești în mod, cam printre primele moduri care au fost implementate, gen îl descarci și îți dă chingi pe cupe, pe toate nebunile. Hai că poate ajung și eu anul ăsta, nu? Bă, dacă mergi ușor, dacă nu, îl transferi, ți-ai altă remorcă și transferi lemnele. Faci și tu pe prost, zici că ai făcut pană. Pension belt. Ăla. Dar mi se pare că tu l-aveai activat ăla, eu nu-s modul. Nu, e normal. Deci Closter, Berfolt, atașamente. Bă, mai am vreun copac cu vreo bucată de lemn pe aici? Mai am cu ăsta. Hai să luăm și pe ăsta, că luăm și pe ăsta $50. 50 de dolari. De euro, de fapt. Dacă era joc un dolar, n-aș fi zis dolar, ziceam euro. E joc un euro, zic dolari. Așa. Mai am și aici un vârf. Atașament bel. Pa, luăm și pe ăsta. Vedem dacă îl găsim. Așa, frumos. Mai tai unul din ăsta gros, mare. Ăsta îmi dă mai multe bucăți, îmi dă vreo 6 bucăți, cred că. Cade, 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 cade. Op, și-a căzut. Mă bag eu frumos și-l aranjează, tata. Bă, zona asta e bună de foreste, chiar îmi place. Uite, nu o să mai tai acum asta, m-am făcut așa pe prost până că am venit la furat și eu ca și Ionuț. Dar o să fac bani și o să-mi cumpăr zona asta de forestry. După ce o tai, o să o reîmpăduresc. Sau o să o reîmpăduresc înainte să o tai. Că de aici scot material, tata. Chiar îmi place pădurea asta, e super faină. Nu e cu... Ar fi fost frumos dacă avea desnivelări. De așa plană și îmi plac copacii ăștia, că sunt copaci în stagiu 4. De aici scoți lemne și mai ales să vin aici cu taful, să tai, să-mi scot toate lemnele la marginea drumului acolo frumos. Și de acolo vin eu cu remorca mea cu autoload și încarc. Mamă, fac un forestry. Sau nu, dacă îi tai pe tot și îi pun la nivel așa frumos, îi pot încărca cu frauloader-ul, cu vola. Ca să mă joc mai realist, da? Dacă nu, cu autoload-ul direct. Că de multe ori realismul te plictisește. O să-ți comos o, în adevărul, nu mint deloc. Eu nu mințește deloc, e? 8 metri. 8,1. Toarea de tensiune, unde vreau? Cum adică? 12. 10. Douăzeci și patru. Învățăm numerele. 8 28 32. Ah, perfect. 3. Opa. Man, ce mă speria, zic, bă, nu-l poate căra ăsta, care e problema? Cric. Mamă, ce-mi plac buștenii ăștia așa mari, groși. Sunt preferații mei. În loc să repare mizerabilii, treaba asta cu lemnele, cu coliziunea asta, cu găurile astea între ele, să se așeze lemnele ca lumea, nu! Cum dracu, băga DLC, băieți. Băga DLC de forest, dar lemnele să le repare, nu au de gând să le repare vreodată. Să nu mai fie... găurile astea între ele să aibă coliziune așa de mizerabilă. Nu. Cu asta nu le plătește nimeni dacă o repară. Dar DLC-ul
Dau proștii 20 de euro pe el. E, și eu o să-l iau, nu zic că nu. Bine, că nu e 20 de euro, e 8 euro, mi se pare că îl ții singur. Dacă ții tot season year pass-ul ăla, e 40 de euro. Oh. Mamă, cât de frumos le-am încălcat, dar nu-mi vine să cred. Mă dor mâinile la cât am dat de mouse și de butoane. Trebuie să pun mâna pe volan neapărat, că mă dor de la cot. Mai ales că stau și la muncă toată ziua în mașină, în excavator, toată ziua stai cu coatele și dă-i de manete stânga-dreapta. Zic, mamă, dar ce muncă ușoară ai, ce frumos e. Vă zic eu că vă... te dai jos din ea după 8 ore sau după 7 ore. Bine, că nu sunt consecutive, că nu stau chiar atâta în ea, că eu mai mereu mă dau jos, ba mă duc încolo, ba mă duc încolo. Dar te rupe la spate. Te doare spatele și de la scaunul ăla și de la... Nu zic că mă dor mâinile, știi, coatele așa, zici, parcă stau în mașină, știi, că așa când stau în excavator, la fel mă dor încheieturile și... Și aici la fel, acum am stat cu mâna doar pe tastatură și pe mouse întins, ca și cum aș sta cu mâna pe manetă, n-am mai stat pe volan și pe joystick, că mă dor coatele puțin. Acum am altă problemă, problema e să nu mi se ridice de spate acum tractorul. Stai să vezi tu că eu am încărcat aici pe față ca ultimul deștept. Când ridic acum... Să nu fie prea mare greutate pe față să mă dea în cap. Că ăsta pare să stea... A, nu stă pe pământ. Nu stă pe pământ. Sper că n-am cobit. Mai am gata? Uite, mai am o bucățică aici. Nu las nimic. Trebuie să ștergi amprentele de la locul crimei. Op. Ce zici, ne-au uit de încărcătura asta, nu? E frumoasă, așa-i? Pam. Pam. Schimbăm frumos. Dacă mai vezi, Toma, să mergi, mă, pădurare. Ia uite aici, om. Frumusețe. Să-l vină acum când pornești tractorul cu cerul. Hai pe loc, credeai că dacă te ascunzi după cioate nu te văd? Acum mai dăm pornire. Le-am ridicat în sus. Pam. Hai tu pe o să trăiești acolo pe cele alea. Unde? No. Nu mă face, nu mă provoca, te rog frumos. Ridicăm și pe ăsta în sus. Mamă, bă, ești nebun. Asta da încărcătură corespunzătoare. Asta da încărcătură corespunzătoare. Bam. Ai văzut, Ionuț, da o încărcătură corespunzătoare? Opa, se cam balansează încărcătura mea. Sper să nu mă duc roțele în sus. Bă, da, cât am încărcat, ești nebun la cap. Auleu, cum se balansează Ovidiu. Drept acum chiar te simți ca în pădure când coboram de multe ori, când mergeam acasă, că sfârșitul de săptămână duceam taful acasă. Și când coboram acasă, luam în sapa din spate câțiva bușteni, așa, uscați. Aha. Sau lemne de fag, sau braț, sau bă, nu depinde ce mai găseam și eu pe acolo prin pădure, ce mai rupeam, ce mai... Nu era furte, să nu crezi că furam, că puteam să iau fără să fur. Doar... Alegeam de acolo, care îmi plăcea. Îl luam, exact. Dar ce, nu era pădure suficientă? Nu eram eu ăla de exploatat. Am și eu acolo două lemne să-mi fac un ban de sfârșit de săptămână, să mă duc la discotecă. Pe banii care îi luam salariu, gen care erau munciță, aia nu prea îmi plăcea să dau cu ei așa în vânt. Dar banii care veneau așa pe cioacă se duceau. Bă, da, frumos am încărcat, mă, calar, tata. Numai să faci forestry așa, da? Să fi avut pe Ionuța ei să-mi taie lemnele și să mi le încarce. Și eu numai să le transport așa. Sau să fi avut astea două front loadere, să fi avut autoload. Ar fi fost o chestie și asta, ca lumea. Îți place, Neovidiu, cum le transport? Ești pe sistem de gibală. I-aș da viteză, dar așa mi-e frică că mă răstor. Am dat acum 50 la oră. Nu mai cobim. Nu cobim că ne ducem cu roțile în sus. Și avem și terenul mare aici pe viitor, de exemplu, nu? Dacă îți crești ferma, îți mărești, îți faci baza frumos, te muți de acolo de unde stau eu. Nu mai stai acolo în sat. Te muți tu aici mai în câmp, îți faci o bază mai frumoasă, mai mare, că aici ai terenul mare. Aveți, dacă vreți să faceți cultură și vrei să faci producție în masă pe terenurile astea,
Aveți unde, tata? Aveți unde? Mă, să nu văd. Ăla care zice visul, care zici tu visul. Ce? Nu găsesc ăla cu King. E ultimul, fix ultimul mod, te duci acolo la, cum se zice, la joc. Jos de tot, la moduri, la joc și o să-l găsești tu. E o kingă portocalie. O să vezi, o kingă din asta portocalie. La jocul, mă. Da, da, în joc direct intri. Nu mai ieși de pe salvare și intri acolo. Unde o căutai tu? Aici, bă. Nu, 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 în joc direct o găsești. Mă duc direct cu ele la gutter. Nici nu mai stau să le mai vadă nimeni. N-are voie să vadă nimeni lemnele astea. Îi dau și viteză ca să nu mă prindă primarul. Aoleu, că să vezi o răsturnare imediat. Răsturnare de situație. Parcă zăresc așa în zare o mașină venind. Un Mercedes alb venind ușor. A, e popa, e popa. Nu e primar. Primar n-are bani de Mercedes. Popa e ca și primar. Popa e ca și primar. Da, cine era înainte șefii satului? Popa și primarul. Ia mă crezi că cine e. A, nu, o l-a găsit killer despre kingile alea din mod hub. Știi că sunt kingile astea portocalii, care le vezi tu aici, belturile astea, kingi, că așa se numesc, portocalii. Este un mod pe mod hub, acum l-a descărcat Ionuț, că nu îl găsi, el căuta pe o pagină de moduri, dar e direct în joc. Gen, dacă îl descarci, îți implementează kingi pe cupe, pe puiele de luat paleți. Îți implementează 15 pe mai mult. Acum nu știu dacă pe toate obiectele, dar știu că îți implementează pe multe lucruri 15. Și pe remorci mi se pare că îți implementează 15 și să probeze să vadă care are el o mașinuță, mai exact asta. E aia roșie, nu ne-au video? Să nu mă înșel care o arăt. Că cu care vrea să facă Ionuț Forestry, nu? Ionuț. Da, aia albastră, mă. Nu e albastră. Dracu. Aia albastră de am trăierat eu cu ea. Am încărcat eu produsele în ea. 15 tone, da. Deci asta e. Da. Și dacă o pui așa frumos, pam. Cu... Doar platforma. Cu platforma, zici? Dacă pui și... Stai, că mie mi se pare că asta are 15. Nu are, te arată că are, dar nu are. Am încercat. Încearcă și tu, n-apăs. A, nu, uite, zice, close the door before attaching. Să închizi ușile înainte să pui kingile. Își închid dritul din X. Păi stai că eu, sau stai să le deschid. Hai că engleza mea e de baltă. Ia pune. Oricând el pornește, el și dă X. Să vedem dacă se lasă vreun obor. Tension belt. Nu. Hai să vedem, e pun. Z, nu, 12. Nu merge. Dar bine, vezi că eu nu l-am platformă, eu l-am remorcă. L-am da, probat așa fiind... Aceeași zice, bun, pues. Deci o tensiune de aia verde, trebuie să vă dau de aia. Ia-ți altul atunci, așa e. Lasă, mai nu, cumpărăți doar ceva. Cumpărăți alt mod și nu-i nimic, eu nu, dacă n-are. Ia uite pe ăla cu roșu, tractorul ăla, patacopa. M-a ajuns la gata. Cât zici că iau Ovidiu pe tot materialul ăsta? Du-te la Forest, de mai spus. Schimbăm frumos și pe față. Am deslegat și pastea. Și asta vedem cât luăm pe ele. Sunt curios cât iau eu pe... Mai jos. Cât iau eu pe toată munca mea. Mai de mai sus. Ai, erai jos, mă dinzi. Mamă, 20.000! Bă, dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam să iau 20.000. Am luat bine, Ovidiu, nu? Câte ăla? 20.000. Prea bine. Prea bine am luat pe asta. Dacă încărcam o remorcă, încărcam o remorcă cu lemne de 8 metri întreagă, nu luam atâția bani. Luam 7-8.000. Deci perfect. Mai putem să furăcim pădure. Bine, nu o să mai fur acum, o las în pace, gata, că o să îmi cumpăr eu zona de pădure acolo. O să fac forestry. Am furat odată, am încercat și noi modul cu furatul, așa zic eu.
modul curatul la modul cu grupa. Să văd cum să văd cum e, dar gata, hai că o ținut o dată, fură ceala, a doua oară ne prinde pădurarul cu mai. Aia mă, dar nu de uite-ne o video aici, în joc. Astea aș putea să le dau înapoi. Uite aici, ăsta e primul, după primul. Ah, ok. Le-am dat înapoi. Și nu pot să... Nu pot să semăn absolut nimic, deocamdată. Deocamdată suntem pe... Aoleu, că am lăsat utilajul la pornit. Nu știam ce trâncănea așa în bază de urât. Tac, 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 tac. Auzi ce tare se aude numai. Ia uite-te. O secundă, Ionut, o secundă. Auzi ce tare se aude asta, mă, la din celălalt garaj. Taca, 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 taca. Ce dracu trâncănește în bază? Încă o l-am lăsat tracariciul ăsta, am pornit. Bun. Aș vrea să iau acum... Nu pot să cultiv nimic, am zis că vreau să pun grâu. Mi-aș cumpăra o soră, da, hai că o soră mi-aș cumpăra. Am două. Nu mai vreau să mai cumpăr niciuna. Mi-aș cumpăra un solar. Am un solar, nu știu eu unde aș putea să-l pun, că aș strica zona asta de aici. Asta aș modifica tot terenul ăsta l-aș modifica și l-aș umple cu nebunii, cu chestii. Că e plan. E singurul teren plan pe care îl dețin în momentul de față. Celelalte sunt plane și celelalte, dar ales mai la depărtare. Și mi-aș băga aici, să-mi fac un drum pe aici, o urcare și două solare frumoase aici, așa din alea mici, lângă găini. După șterg gardul ăsta și îngrădesc toată zona. Perfect. Am gândit-o pe moment. Construction. Pun și eu solare din alea, cum o pus eu în un video, nu o pun din alea. Din alea des mai scumpe decât satul, uite. De la cum zice, de la Uniunea Europeană de Antibiu. Eu l-am pe ăla, Ovidiu, știi care ți-am zis ție cu alea trei așa mici, care vine cu roabă, care vine cu anumite chestii. Dar aici mi-arată că intră semințe, îngrășământ, nu mai știu ce pis de amăsi. Nu merge doar cu apă, nu? Dacă îi pun apă în depruse, solarul ăsta, sau trebuie să-i pun toate cele trei produse de mi le cere. Bine, 1, 2, 3, 4, 6 produse îmi cere. Îl retocăm. Nu, nu, acum zic eu. Ai deselectat. Prima de sus e fără și mai în jos, când deselectezi, ai și cu. Ok, deci poți să-mi dea doar și cu apă, nu? Da, doar apă. La prime deselectate, roșii, da. Alată, căpșuni și nu știu ce mai este. Hai că oricum, e 500 de dolari, nu pierd nimic. Ba da, ăsta mi se pare corect. R, producțion abierta. M-am luat după Ionuț. Trebuie să bag toate produsele ca să-mi dea. Păi nu e, că el vorbea de altul, de asta. Nu, de ala altul vorbeam. Trebuie toate, uite, acum mi-a zis killer. Păi ai zis cu întârziere pentru care live-ul delay. Mersi că mi-ai zis oricum. L-am cumpărat, nu-i nimic, îl dau înapoi. Trebuie toate produsele să funcționeze. Păcat că e frumos, dar nu vreau să stau să aduc atât de produse, tată, ca să-mi dea două de speclă, două de salată. Da, nu, că eu o să aduc, dar în calitate puțin. Mică, frumos, puțin, da, da. Consumi puțin o să-l fac, știi? Și ce nu-mi place, îl scot. E, da, e n-ai. Dar mai am, uite, mai am solar. Uite, lampă ăsta frumos care costă 2000. Ăsta merge și cu, ăsta drept merge cu îngrășământ, dar merge și cu apă. Ăsta m-am mai jucat eu cu el. Plus că iarna solarul ăsta se acoperă singur. Pam. Am pus unul aici. Pare să mai pun unul aici și după aia să tai așa direct zona asta. Da, uite, ar merge să-l pun și ăsta aici. Pac. Aici după aia dacă pot eu gardul, o să pot să trec gen prin... No, cu două solare de ajuns la ce îmi trebuie atâtea solare. Am și eu o întrebare, uite, poate tu știi, killer, poate ai jucat. Eu nu știu dacă l-au folosit sau ne-au video. Eu am activat irigarea automată. Dacă dau să activez irigarea, gen să-mi irige automat serele, să-mi bagi, îmi ia bani? Nu. Nu mi-a bani pe apa asta în fiecare, de fiecare dată când îmi rămân serele fără apă? Zic, o chestie interesantă. Stai să văd câți bani am eu acum. 59.000, da? Bun, îi dăm OK și activez irigarea asta automat. Asta o punem să se... să se almaseneze, e bine. Și uite, activăm irigarea, OK? Pac. Bun, bani nu mi-a luat.
Dar nu știu când trece ziua, dacă... Când dau timpul, dacă mi-a bani sau nu. Pentru că mie mi-au niște taxe mizerabile ăștia, dar nu știu exact dacă mi-au pe apă. Că dacă fac produse de 5.000 și 4.000 mi-a pe apă, aver tot am 1.000 în câștig, dar n-am câștigat cine știe ce. Aici tot salată. Activăm tot salata. Salata e cea mai bine plătită. De asta o activez eu mereu salata. Bun. Și activăm asta. Pac. Ah, vezi? Anfield will be recorded to your account. Îți ia bani, bă. Că zice că mi-a din cont. O secundă să pun telefonul la... O secundă să pun telefonul la încărcat. Și tot nu merge nici cu modul ăla. Deci pune acolo că mi-a bani din cont. Bă, ce mizerabil de oameni. Acum câți bani nu știu, dar dacă nu se merită... Lasă-mă cum să nu se merită, măi, vis-o tot. Bă, mă gândesc că ai făcut și asta cu un scop. Gen... Eugen. Gen Eugen. Dar aș putea, de fapt, să mă uit. Stai așa. Că dacă vin eu aici la seteroare, nu am irrigation-ul ăla pe aici prin controle. Eu nu sigur sunt puse astea... Irigare. Podem? Gruă, cameră, joc. Astea de tensiune aici, că nu merge. Irigare. Bă, atât al mai chinui. Dacă vezi că nu merge, nu, lasă-l, bă, ia altul. Eu nu le-am probat pe alea, omule. Am descărcat modul, mă. Poți nu merge, nu, Leana, nu se activează modul ăla pentru... Ce m-a descărcat? Chestia aia. Super persoană. De 16 PM. Cu Kinga. Da. Nu am pentru apă, dar eu cred că mi-a bani. Eu cred că mi-a destul de mulți. Bine, destul de mulți nu. Acum nu știu dacă ies X sau ies. Da, mă, nu merge mereu. Minus? Ce nu știu, mă treba. Că nici nu-mi bag capul ca să leg, să ai seama că n-a. A, îți... Îmi ia bani pe zi, gen. Ok, am înțeles. Da, dar nici modul ăla, cu modul ăla trebuie să le dea orice, nu? Kinger. Nu l-am studiat, mai nu știu despre ce vorbim. Nu, eu nu, modul ăla cu King îți pune King pe anumite chestii. Bun, ok, dar sper să nu mi-am mult bani. Oricum eu o să văd cam cât, când dau timp, uite că acum o să dau deja timpul. Oricum trebuie să treacă o lună, două, ca să pot să plantez greu și dau acum timpul pe 30.000. O, septembrie. Hai să facă 11. Proprietăți, 50.000. 50.000. Aveam 56.000 în 2 luni. Vai, ce mizerabil. Cred că moață ăștia la bani. O nenorocit. Aveam 56.000, nu? Am dat 2 luni, am pierdut 6.000. Câtă salată am eu în 2 luni? Te-am încălzit întâi. 3 paleți de salată, da? 1, 2, 3 paleți de salată. Nu, 2 jumate de salată. Nu, stai, bun. 6.000, da, mi-o luat de acolo, bam. Deci avem 2 paleți jumate cu 2 paleți jumate, 5 paleți de salată. Bun, intrăm la prețuri. Frumos, facem calcul aici, nou ne trag nouă ăștia țeapă de la joc. Ori facem bani, ori nu mai facem bani. Bun, 5 paleți de salată. 5 paleți de salată, unde pisica mă sie salata? Că nu o văd, să văd cât se vinde salată. Ca să pot să compar. Bam. 1600. Cred că e mare țeacă, e. M-o nenorocit mizerabil. 5.000. 6. Bă, cam... Eu vând ăștia 5 palete de salată, îmi scot exact cheltuielile. Trebuie s-o puteam, l-am făcut oricum. Puteam să fiu matematician, nu știu de ce nu m-am făcut matematician. Da, păi poți să ieși în pierderea, eu cred că acum nu sunt nici pe, cred că sunt pe acolo, pe undeva.
mai generat 3 paleți. Mă duc și vând, nu, bă, numai de ciudă, mă duc și vând. Ăștia și ouăle, cred că am și niște ouă. Mă duc și le vând și cu astea. Ouă aici. Jumătate de palet afară, un palet întreg afară. Aici nu știu dacă mai am ouă. Până... ouă. Jumătate de palet. Baoleu, din a... las-o acolo, dă-o. Bun, cu ce aș putea să le transport? Aș putea să le transport cu camionul. În ăsta am rumeguș. Le transport cu manul ăsta. Nu mai au acum un remorc cu autolot. Aș putea lua Isuzu, dar... când am văzut că mi-au scăzut 5.000, 6.000 în două luni, nu-mi vine să crede, Ovidiu, ce țeacă mi-ai putut da cu solarele tale. Trebuie să dezactivez dirigarea automat. Las că care o apă, domnule. Las că care o apă. Nu, deci mi-o lua pe proprietă. Dar stai, bă, că dacă eu viu la prețuri, aici nu ar trebui la finanțe să-mi arate banii gen care îi dau eu pe apă? Stai să vedem. Animale nimic. Clădiri, nu știu ce a fost asta luna aia. Noi suntem, în ce lună suntem noi, bă, ce prost, nu știu luna. În septembrie, bun. Venim în jos, da? Lână vândută, costes, restam n-avem, coste întreaga de producțiune n-avem, ingresos, pa, 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 pa. Mare țeacă, cred că. Așa, pe septembrie. 50.000, dar cum pisica mă se văd eu? A, nu, stai să vedem. Eu vreau să văd, nu ce-am vândut, ce-am cumpărat. Apă vreau să văd. Otros. Otros ăștia ce? Dar ăstea sunt mai. Astea două luni. 2500. O să fie asta apa, oare? Hmm. 6.000. Sunt prost rău, nici eu nu le înțeleg. Nu știu la ce dracu mă mai uita ele. Lasă-le așa. Că le pace. Dar mi-o luat gen 6.000 în două luni. Bine că ți-a pe utilaje. Utilaje închiriate, cred că am avut, n-am avut utilaje închiriate. Îți ia pe utilaje, mantenimentul lor, gen, na, așa. Îți ia pe proprietăți. Și mi-a luat și papa aia ceva, mă gândesc. Acum, dacă mi-a luat mult, nu știu, dar cred că mi-a luat ceva și papa aia, mizerată. $1200 pe rumegușul ăsta. Mă duc eu acum repede să încarc paleți, 2 paleți de ouă și 5 paleți de salată. Să vedeți voi acum că știi. Au fost cel mai șmecher fermier de pe uliță la mine. Numai eu pot să investesc și să ies în pierdere. Dacă poate cu timpul, dacă fac 20-30 de paleți, mă gândesc că se vadă câștigul. Dar eu vreau câștigul pe prima lună, sunt român adevărat. Am dat 10 lei și vreau a doua lună să iau deja 200 de milioane. Așa. Dau bine ouăle acolo. Nu cred că le spargem până la magazin. Aici o să fac un drum frumos și îngrădesc imediat. Vopsim zona pe jos. Am asta. Asta îmi place mie la Farming Simulator. Decorația. De asta nu se mai joacă Ionuț Covidiu cu mine. Aha, glumesc. O să decorez prea mult hard. Oameni răi, bă, oameni răi. Numai prieteni din ăștia să n-aibă. Asta ne-au vizut, le-am luat până la urmă. Remorcuța. Ce le-ai făcut? Bravo. A, remorcuța mică. Ai pus chingile, Ionuț. Cu remorcuța. A, cu remorcuța aia. Uite asta, vezi? Vezi? Manu! Man, frumos! Man, a, cu chingi, cu figuri, pam, pam! Man, românesc! Era românesc, Manu? Da. Da, da. O să văd dacă zice Ionuț că nu. Eu știam. Eu știam, dar am vrut să văd dacă Ionuț știe. Și
știe, bă, nene, eu nu-ți ăsta. La repede acasă, dacă mă prind un primar, acum mă duc și eu să le vând, să văd. Bine, oricum, ouăle, ouăle se vând. Păi eu cu ouăle, de când mă joc Farming Simulator, pe mine ouăle mereu m-au scos din probleme. Adevărul că și scumpe și în viața reală, bine, scumpe. Nu sunt chiar cele mai ieftine produse ouăle, dar... Pe Farming Simulator de multe ori mi-o salva mie funduleanu. Că găinile e foarte simplu, dacă ar trebui să le duci rație mixtă ca la vaci, mai zici că nu prea ți convine să stai de capul lor. Dar așa numai le-ai băgat grâu, ai uitat de ele. Le-ai băgat grâu și ai uitat de ele, tată. Mi-aștept să-mi cumpăr niște vaci pe harta asta. Dar încă n-am eu. Uite bă că am venit la shop, ce dobitor ăsta. Eram cu gândul la animale și am venit aici. Nenea lucrătorul ăsta ambulant, ăsta nu vrea să ne cumpere nimic. Aici poate pe viitor punem un punct de vânzare. O mini piață așa la domnul vânzător ambulant sau la cealaltă domnișoară, că mai avem o domnișoară acolo care vinde produse pentru adulți. Așa, bun. Ești pus Ionut? Produse de care? Am zis că vinde produse pentru adulți. Uite cum vin bani. Mamă, deja suntem pe câștig. Am 8.000 peste pierdere. 9.000, 10.000. Vine banii, haide! Mamă, 9.400. Cred că 6.000 am luat pe salată. Restul pe ouă. Am luat pe ouă 6.000 și pe salată restul. Dar e bună investiția. Bine că a fost la un loc cu ouă, da? Bă, am 61.000 la 50.000, deci sunt fericit acum. Mai pot să mai meargă solarele alea câteva luni, să-și mai ia apa automat. E bine, acum eu mă uit la fiecare ban, pentru că nu bani, la fiecare bani, fiecare bănuț, fiecare euro în parte. Să fac și eu, să avansez și eu puțin cu ferma asta, că între seria pe Horia Mitoc, harta românească, și acolo sărac lipit pământului. Pasta la fel, pe Sosnovca, ce m-am mai fost ridicat acum cu ultimele episoade, că na, deja au fost 60 de episoade, era și normal să, și aveam și utilaje mari și așa. Dar restul astea, sărăcie, tată, cancer curat, pentru că eu fac investiții din astea nemune. Dar mă ridic ușor. Să vedeți când în loc de manul ăsta o să am și eu, uite așa ceva. Pam, 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 unde avem, uite când o să avem așa ceva în fermă. Ce n-am putea cumpăra și acum, dar am fi românul, tipicul ăla român, care moare de foame, dar are BMW-ul la poate. Lasă, ne jucăm cu vechiturile noastre până facem buget mai mare. Bun, cred că acum aș putea să semăn niște... Ok, să-și dea un save. Niște grâu, nu? Perfect. Grâu semănăm. Bun, semănăm grâu, dar nu avem semănătoare. Hai, mamă, bă. Fac și eu 10.000, Ovidiu, și trebuie să-i dau pe semănătoare acum. Na. Bă, mai bine dai mie, mă, tată. Fac și eu 10.000 și trebuie să-i dau pe semănătoare. Tu gâtul mătii de viață. Aveam o semănătoare, oricum, frumoasă, dar cred că nu-mi dădea posibilitatea de a... Păi eu n-am semănătoare, chiar așa, părlită-s. Nu am semănătoare. Hai de capul meu. Ce stare am ajuns cu ferma mea. Aveam o semănătoare frumoasă, aia de am convertit-o eu ziua trecută din FS19, dar nu știu dacă merge fără să fie arat. Ia să vedem. Eu sunt tipul așa, să utiliza, pa. Ademas, la machină ofereți la posibilitate de sembrar directamente, sin necesitate de labrar. Bun. Deci asta merge și fără să arăm terenul, dar problema nu e în arat. Problema e că nu-mi pune grâu, că ăsta e semănătoare, nu e planter. E planter, nu e seeder. Deci trebuie să apelăm la următoarea semănătoare, pe care o găsim aici frumos, tot mod. Da, ia să vedem, semănători. Venim aici frumos. Asta ar fi una bucată românească de 6 metri. Asta ar fi încă una bucată de 6 metri. A, și niciuna nu pune îngrășământ. Bravo, tată. O luăm pe asta. Asta e 8.000, asta e 44.000. Deci o luăm pe asta, că e pe ieftineală. Îi băgăm și 20 de km la oră. Îi dăm un list pentru 413.
Dacă puneam îngrășământ cealaltă, o luam pe cealaltă. Dar acum nu pune îngrășământ niciuna. Mai degrabă folosesc asta românească, că e mai frumoasă vizual. Bun. Cu care semănăm? Ala, bala, porto, ca, la. Cu same. Ca să nu se supere nici un tractor pe mine. Și cu tractor, uite, tractorul ăsta, samele, cred că e al treilea tractor de l-am făcut eu, de l-am convertit în viața mea. E mai trebuie să-i mai fac farurile astea albe, de deasupra și de pe aripi, deci știu cum să le fac, dar am uitat să-i le fac, acum știu cum să le fac. Bineînțeles, m-a învățat Ovidiu să nu zică după aia că îmi iau aere, m-a învățat el. Bine că mi-a arătat odată de două ori, dar nu l-am băgat, cred că prea mult în seamă că eu maxam pe altceva și după aia am zis, bă, hai că trebuie să le fac și pe astea. Astea nu știam să le fac. Și arată mult mai frumos dacă se văd transparente, ca și astea din față. Frumos. Dar o să le fac. Ăsta e tractorul care l-am convertit a treilea și cu care m-am jucat eu cel mai mult. Deci cu ăsta m-am jucat pe toate hărțile și încă m-am îndrăgostit de el. Nu știu de ce. Aspectul ăsta. Interiorul nu e... Că nea, interiorul e un interior așa, mai de FS17, FS15. Dar place la exterior o grămadă. Bă, iubesc culoarea asta, albastru ăsta închis cu gri, cu roșu, samele ăsta, nu știu, îl iubesc. Îmi place mie. Hai, bă, am și eu la fel. Alt în gură, că nici nu te joci cu el. O șneagă furesit. Bă, stai, oprește-te, cu asta nu pot să... Ai, ce prost. Să vezi tu că cu asta nu pot să... Nu pot să semăn dacă nu-i arat, bă. Sau dacă nu e dat cu discul. Ai văzut ce căpățână am? Cultivatoare, ia să vedem ce cultivatoare avem. Dăm cu un cultivator până la urmă, dacă tu. Ăsta de câți cai are nevoie? 400 de cai. Păi, mamă, de unde sunt 400 de cai? Dacă dau cu freza, se pune ca cultivator, așa-i? Așa ar fi logică, na. În România noi dădeam cu... Noi nu aveam cultivator acasă, noi aveam freză. Eu n-am văzut. Am văzut cultivator în România. Când am avut păr. Nu, eu am văzut cultivator în România, dar nu l-am folosit. Uite ăsta, 100 de cai, 5 metri. Aveam freză din asta noi. Hai să-ți dau cu freza sau hai să-ți dau în freză. Depinde cum se spunea. Freză, uite, capac așa frumos. Ură, vorbește, mă, că uite, avem și cu un rotisor. Vorbește și pe live și cu domnul Ovid. Păi ce-am zis, rău? Hai să-ți dau un freză. Două fire, două paie, hai să-ți dau un șut-în. Luăm în chirie 200. A, păi am noroc că-s pe ieftine ale utilajele astea. Și... Eu nu țerc pe el, dar țerc pe el. Lasă-mă, eu nu mai sări pe mine. Bun, și aș putea să-i dau un restart la... Ok. Aș putea să-i dau și un restart la greutate, că o aveam pe aici pe la șoc, cred că pierdută greutatea asta. Pam, pam, să-mi ajungă mie așa, în bază, că la poate e grea preza aia să nu... Bine, nu e prea grea, dar să nu mă ridice sau să nu mă încurce pe aici pe câmp. Am legat-o frumos. Am pornit girofarurile. Și ne apucăm de dat în freză. Mamă, cât am de dat cu freza acum. Toate terenurile astea nu prea în chef, dar hai să fac și asta. Dacă tot m-am angajat într-o situație așa de situațională. Bun, dar freza asta nu coboară în jos? Ești prost. La cap, coboară ăsta. Dar bă, nu coboară în jos freza. Ce dracu nu coboară în jos? O ridic, o cobor. 2. Opresc. O vezi, Zenuț, că nu coboară în jos? Nu coboară gen pe pământ. Ăsta pot să-l folosesc din spate, ăsta la alt nu merge să-i fac nimic. N-a ce chestie. Hai să o desleg. Da, bă, nu merge.
Nu m-am mins la ghinioane din astea. Bun, hai să o dăm înapoi. Nu știu, ori sunt tiranții la, ori sunt tiranții la, la trator prea scurți, ori, ori am eu, nu am eu noroc. O dau și pe asta înapoi. Dar ce are? Nu, cobora freza din tiranți. Îl coboram jos și n-ajungea pe pământ. I-am dat mare alte F4 și la freză și la semănătoarea aia la altă românească. Și o iau pe aia la altă de seamănă direct fără să ari. Fără să dai cultivatorul. Și nu mai bat capul cu video. Am vrut și eu să dau cu freza, să dau și eu în freză, dar mi-am luat o freză de monenorocit. Așa, culoarea o lăsăm frumos asta. Roțile, ca să-i punem la mișteni așa mai late. Pentru suma de 2000. Asta nu e scump aceasta. Acum cu ăsta nu o să mai, nu o să mai semăn. Mamă, dar mi-a venit o idee prin cap. Bă, de ce îmi vin numai mie prostii din astea în cap? Pun ăsta cu, pun ăsta cu rollerul în spatele meu cu falomiu, ca să dea și cu rollerul în același timp. Două tractoare odată la muncă. Așa. Legăm frumos. Pam, pam. Mă duc și bag semințele, de fapt. Da, hai că mă duc și bag semințele repede de aici. Op. Semințele și le-am pus și pe ăla să vină după mine. Merg și fac terenurile alea două de acolo pătrate mici prima dată. Am fost creier la faza asta. Deci ăsta trebuie să-l pun. Parcă nu l-ar putea citi de aici în spate, mizerabil. Să mergi, să-l iei, să-l pui lângă, să fie perfect. Că așa e și în viața reală, faci toate lucrurile perfecte, nu poți să încarci din lateral, nu? No. Trebuie să pui perfect din unghiul de 90 de grade. Așa. Închide-te. Deci am închide-te. Am închis prelata. Deci că le-am configurat și alea pe butoane prelata de la semănători, dar mai știu pe ce buton am configurat. Cred că e singurul lucru care nu prea folosesc. Bun. Ăsta lăsăm aici. Îl aduc pe celălalt golan. Bă, da, oare ne-au obiectiv dacă aș încărca în remorcă? Și treaba asta ar trebui încercată. Eu dacă încarc acum remorca cu semințe, dar nu cu paleți. Cu semințe, descarc semințe și le pun lângă nebunie, lângă semănătoare. Oare mi le ia semănătoare? Da, se le citești. Ca și cum ar fi palet. Ca și cum ar fi semânță. Bă, ar trebui încercată chestia asta. Încercată. Așa, palomiu aici. La 10 metri îl pun în spatele meu. Opa, e o domnișoară. Hai după mine, domnișoară. Fără să lovești acolo un stâlp, te rog frumos, să nu dai stâlpul de la poartă să-l nenorocești. Și ne ducem în convoi. Ia. Convoi. Sau convoaie. Cum e corect, nu? Convoi sau convoaie? Convoi. Așa, nu un convoaie, da? Să nu se interpreteze. Îi dăm bătaie la teren. O. Patinez la deal, voi pe zăpadă, nu urcă sus, fie de. Dar chiar la vale pot patina? Nu, nu urcă sus, patinează. La vale se poate patina? Știi ce aș putea să fac? Să unesc astea două terenuri. Că aș câștiga acolo bucățica aia mică între ele, aș mai scoate și de acolo o tonă de ceva.
asta am pornit-o. O las în jos. Dau jos. Mă urc în ăsta, iau lucrătorul automat, deschid rollerul. Așa. Hai să mă centreze în spate cumva. Deci terenul ăsta aș putea să-l cumpăr, să iau porumbul de pe el. Dau bani din bancă, să iau porumbul și după aia vând terenul, dau bani înapoi la bancă. Ajutăm unii bani pe porumbul. Bun. Și ăsta îl las tot așa în jos. Rollerul, perfect. Acum îi dau un control P, îl lăsăm la 10 metri. Uite că, mamă, ăsta zici că e Ionuț în tractor. Ionuț are bigotele așa, jur. Seamănă ăsta cu tine, Ionuț, din tractor, din Same, să moară Stalin dacă nu zici că ești tu. Bun. Și dăm bătaie. Și așa fac două munci odată, practic. Da, uite, și nenorocitul ăla de roller ia exact cât, semăn eu. Bravo, tata. Am fost creier la faza asta. Spune tu dacă nu e așa, Ionuț. Așa-i cum zici tu. Pe moment am gândit-o, e? Da. Ceva de spate dă cu rollerul? Da, uite, vine spatele meu cu roller. Și vine rollerul exact cam cât e... Exact cam cât e cultura de... Unde se... O! Norocit-o aici. Pe ce roller ai cu așa? Un mod. Ăla format mic, din 3, nu? Da, da, ăla din 3. Știi că am băgat două moduri joate, da, unul care era tăvăluc rotund, după aia mai era încă unul și încă unul. Agricultură la cel mai înalt nivel pe terenuri mici. Hai bine că după aia pot să reglez eu puțin pe unde nu a dat el. Pot să trec eu. Dar vezi, dă perfect. Dacă eu merg drept, dacă țin, uite, o linie dreaptă, rollerul dă perfect, se încadrează. Dacă îl vezi, pam, pam, pam. Poți să treacă și pe stângă n-a dat. Deci funcționează chestia asta. Genial. Practic am proști Ionuț acum, în momentul ăsta. Cum zice Ovidiu? Că ai proști, să te ajute, care să-ți facă, să-ți dea gratis. Ești GG. Așa se e în momentul ăsta. Dacă am ajutor, de ce nu? De ce să îmi profit de el, nu? Chiar, bă, Floarea Soarelui se vinde bine pe harta asta. Nu? Are preț bun. Are prețul bun, dar să-l vinzi în februarie, nu știu să vinzi ce. O, ce frumos vine asta după mine, bandit. Florea se vinde în februarie, ajunge la 2409. Genial! De la 3576. 19 euro salariu, aia cu 19 euro, e ca și cum nu mi-ar lua nimic. O nimica toată, două Coca-Cola și o sticlă de... și o pungă de Lace. Am vrut să zic și o sticlă de Lace. Prea șmecher, Ovidiu, nu? Ce zici, ți-a fost așa? Îți place? Unul seamănă, unul dă cu rollerul. Yes? La ce mai trebuie să mai folosești cosplay-ul? Tu poți să-l faci cu palomiu direct. Așa făceam eu balot, știi, și strângeam și iarbă. Vine ăsta în capăt aici. Așa. Bune. Să nu ne blocăm amândoi. Bun. Bă, dar le fac cu bine. Nu cred că mai trebuie să mai retochez eu nimic. Îl și închid pe ăsta și pe ăsta îl las cu rollerul să vină pe drum după mine. Are ceva, dacă vine cu rollerul pe drum, mai areglează și el drumul oricum. Așa e drumul ăla, vai ceapa lui. Și mă duc direct în... Mă duc acolo, direct în fermă. Vezi,
poate face o cultură la nivel înalt. Vă trebuia un primar șmecher ca să vă face. Asta a fost. Nu, că cine s-ar fi jucat așa? Bine, eu oricum eram pe harta ta aia românească, aveam ocupație, dar dacă nu găseam harta asta și să o modificăm și să pa-pa-pam, că e frumoasă, merită jucat. Mai ca la țară, pentru că așa ne-a plăcut nouă, că eu ți-am zis, eu urăsc cărțile alea plane cu terenuri. Nici mie nu-mi plac, pătrate și terenuri pătrate. Ai, 10 minute, că ai văzut cât drept de ziua, ți-a văzut mă putinu. Da. Păi stragi pe aia, bam, 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 și ai pus trei copaci de odul, ce ți-a făcut. Și două puncte de vânzare, cum are asta. Exact. Apoi de ce vine Sami? Asta a fost Jeremica, că a decorat frumos. Deci, ai zis că faci zona aia la Porcei, dar fapt s-ar putea să ține harta asta. Știu eu unde o să fac zona la porci. A pierdut 40% în procentaj. Las că-ți arăt unde fac zona la porci. Vezi cum faci să întâlzi de dacă măcar să mă adună și fără. Fac așa o linie aici, că aici o să vopsesc toată zona asta. Asta fie zona de solari. Aici mi-a luat un pic de lag, care e problema? Cred că combina aia îmi provoacă niște lag mie. Parcă. Putea. Bă, ce frumos vine samele. Pam. Bun. Bă, avem o... Avem 2 ore jumătate de live. Cred că o să ne oprim cu live-ul aici. M-am cam întins. Am puțină treabă. Și m-am cam întins cu live-ul. Nu m-am mai uitat nici la ceas. E 5:30 deja. Și trebuie să fug repede. Mulțumesc de vizionare. Mulțumesc că ați trecut pe aici. Și că ați stat de vorbă cu noi. Nu știu exact când o să mai fac live-uri, habar nu am, când o să mai am timp, probabil că acum sunt, muncesc afară, muncesc la Barcelona, sunt plecat de dimineață până seara și când vin seara nu prea mi-arde să fac live-uri, sincer, mai fac câte un episod, mai filmez, mai editez clipurile, mai fac thumbnail-urile, nu prea mi-arde de live-uri, dar o să mai fac, îmi plac live-urile astea așa interactive în care mai stăm de vorbă și de povești, cu Ovidiu, cu Ionuț, bine, cu ei oricum stau toată ziua de povești și de vorbe, toată ziua vor să-mi vândă covrici cu cărnați și de fapt covrici cu ciocolată. Da, asta e partea a doua. Iubim așa cum sunt dinamici, să prietenii noștri. Nu sunt prietenii mei, nu. E prietenii mei. Este prietenii lui. Este prietenii mei. Și mulțumesc că ați trecut pe aici. Și poate ne revedem la un alt, într-un următor live. Cine știe, poate sfârșitul ăsta de săptămână, poate celălalt sau poate cu un alt joculeț. Că mai avem jocuri, mai am o grămadă de jocuri, dar... Nu prea mi-arde să mă joc pe live altceva, în afară de farming. Și cam astea fiind spuse, să aveți o seară plăcută în continuare. Mulțumesc din nou că ați trecut pe aici. Aveți link în descriere dacă vreți să veniți pe Discord, sunteți bineveniți. Găsiți moduri, găsiți mai multe chestii aici, vă putem ajuta și noi să mai modificați un tractor, să-i mai puneți putere, să... nu știu. Să facem o grămadă de chestii și în mare parte să vorbim despre farming, despre moduri și despre alte jocuri, bineînțeles, nu doar farming. Așa că, astea fiind spuse, o noapte plăcută în continuare. Mulțumesc că ați trecut pe aici și ne revedem data viitoare. Pa, 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 pa.